Noua lecție din cadrul seminarului nostru intitulat Narațiuni Yogine despre relația dintre un guru și discipol. Această relație în sanscrită este cunoscută ca Guru-Shishya Sambandha. Noi, după cum țineți minte, am început acest seminar cu studiul unor narațiuni clasice din scripturile vedice aș spune, din scripturile vedice clasice, cum ar fi, de exemplu, Panișadele. Noi am auzit pe parcursul la aceste opt lecții trecute, am auzit în diferite narațiuni din Purane, am auzit narațiuni din Mahabharata, am auzit narațiuni din Ramayana, noi am auzit chiar și narațiuni despre guru și discipol din cadrul tradiției Sikhilor din Punjab, din India. Și am auzit câteva narațiuni clasice din tradiția clasică yogina. Astăzi noi vom începe discuția cu o povestire despre interacțiunea unui discipol cu maestrul sau spiritual din timpurile noastre prezente, din timpurile moderne. Și uh, noi am mai vorbit pe parcursul lecțiilor cât de important este să ascultăm uh, despre uh, acest lucru se numește Goswami Mejivna Ceritranu Shilanam, deci să auzim despre stilul de viață sau despre valorile de viață al celor care sunt descrise în tratatele vedece ca gosvami, Deci, gosvami înseamnă cei care își stăpânească uh, simțurile. Și uh, aceste uh, relatări despre viețile sfinților, ele fac parte din toate tradițiile uh, spirituale, și avem uh, faimosul uh, aforism pe care îl spune Patangele în. Uh, capitolul 1 din Yoga Sutra, el spune Vitaraga Vishayam Vachitam. Vitaraga Vishayam Vachitam înseamnă că mintea poate fi stăpânită sau ea poate să fie adusă sub control atunci când noi facem din uh, uh, cei despătimiți obiect de concentrație sau de concentrare. Până <coughs> la acest Uh, aforism, Patanjali a descris diferite metode de meditație, cum ar fi meditația cu ajutorul unei lumânări, de exemplu, sau meditația cu ajutorul mantrelor, meditația când tu-ți concentrezi mintea pe orice, orice obiect. Deci, ideea era, el, într-un mod foarte liberal, cumva, prezentă lucrurile că whatever works, works. Adică, dacă mintea ta rămâne liberă de cită vrit în iroda, de tot felul de fluctuații datorită meditației asupra unei lumânări, așa să fie. Sau datorită unui punct care este desenat pe perete, așa să fie. Și la sfârșit, deci după ce el enumerează diferite metode de a stăpâni mintea care de obicei este ce cea în foarte, foarte zbuciumată, mai ales atunci când este împinsă de falsul ego și din această cauză toate tradițiile ghine numesc mintea ca o maimuță, deci o maimuță care este nestatornică, monkey mind, da? care sare de pe o creangă pe alta, o creangă pe alta, împinsă de obicei de bazaconii de vicii. Și uh, el spune că deja când toate metodele au fost folosite și tu în final tot n-ai fost capabil să stăpânești mintea yoga și tăvritinirola, atunci există ultima metodă care este cu adevărat foarte, foarte puternică și această metodă este Vita învăcită. Deci Sau mintea mai poate fi adusă sub control făcând din cei despătimiți obiect de concentrare. Și în Bhagavad Gita noi avem un verset foarte frumos. Aici vedem aforismul din Yoga Sutra despre care am vorbit și de asemenea vedem mai jos versetul din Bhagavad Gita, în care Krishna spune Vitaraga Bhaya Krotha Man Maya Mamu Pașita, Deci, practic, versetul respectiv din Bhagavad Gita este cumva descifrarea versetului de sus, pentru că sunt foarte, foarte multe versete din Yoga Sutra care sunt corelate, legate de versetele din Bhagavad Gita. Și Krishna spune, fiind deliberate de atașament, frică și mânie, cu totul absorbite în mine și luându-și adăpost în mine, multe, multe persoane în trecut au devenit purificate prin cunoașterea mea și astfel toate au dobândit dragostea transcendentală față de mine. Acum, vedele conțin foarte multe narațiuni despre acest gen de persoane, cum aici se spune, persoane care sunt uh, despătimiți, de deci ce ei sunt lipsiți de patim. Narațiunea despre viața care este autorul vedelor, el este o persoană despătimită. Narada, faimosul Narada, care a apărut și în multe narațiuni pe care noi le-am descris în decursul acestui seminar. Druva, Parikshit, Arjuna, regele Iudiștira, Vritrasura, Pralada, acestea sunt doar câteva nume care apar mai ales în Bhagavad Purana și Mad Bhagavatam, ca nume al persoanelor spirituale despătimite care și-au depășit natura lor condiționată, natura materială. Ei s-au ridicat la un plan de conștiință spirituală. Dar când noi auzim aceste narațiuni, mai ales din Bhagavad Purana, care a fost scrisă acum 5.000 de ani, sau unele Upanishade sunt și mai vechi, unele dintre ele sunt mai noi relativ, dar tot datează cu 2000 de ani, 2500 de ani noi avem o problemă, problema constă în faptul că auzind despre exemplul acestor personalități care au trăit într-un segment istoric din trecut, viețile lor nouă ni se par a fi prea diferite de stilul de viață pe care îl ducem noi în, pre în prezent. Și este greu cumva de a aplica modul lor de viață. În situațiile specifice în care trăim noi astăzi, practic mâncând cu telefonul în mână, dormind cu telefonul în mână, mergând pe stradă cu telefonul în mână și, din păcate, meditând cu telefonul în mână. Deci, un trend care este mai uh, nou, nu neapărat că este cel mai sănătos și cel mai corect. Dar noi trebuie să, să înțelegem că a încercat să înveți iubirea divină, pentru că practic asta, viața, viața lor a fost un mesaj despre iubire. Un mesaj despre cum atingi perfecțiunea spirituală prin, prin iubire. Asta este esența metodei de bhakti. Și a încercat să înveți iubirea de la înțelepții antichității îndepărtate. Este foarte dificil și oarecum este cumva asemănător cu a încerca să vorbești o limbă străină doar învățând o din cărți. Good luck. Deci, n-ai cum să înveți o limbă străină doar învățând din cărți. Și poate, într-o anumită măsură, deci noi cumva putem să o învățăm din manuale, dar foarte curând noi ne dăm seama că oricum vom vorbi diferit. Iată, devotații noștri, când învață versete în sanscrită Și țin minte, maestrul meu spiritual povestea odată cum. El a avut o discuție cu un pandit, cu un învățat din India și persoana respectivă cumva vorbea despre Isha Și 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 la Shivaram deci cumva a citat câteva versete din memorie, deci din Isha Și domnul respectiv, care era vorbitor de sanscrite de la naștere, deci el cum a întrebat, Swamiji, what did și vreau să spun, am citit câteva versuri din Ishapani Shad. Oh, really? Uh, sorry, can you repeat them? <laughs> și asta e, asta e problema noastră, chiar dacă învățăm o anumită limbă, aceeași sanscrite. Deci, noi avem o anumită pronunțiere. Uh, și uh, pentru a învăța cu adevărat o limbă, tu trebuie să o înveți de la persoanele care sunt vorbitori de uh, limbă respective. Deci, în acest mod. Nu poți să înveți o limbă din manuale, nu poți să înveți medicină din manuale, nu poți să înveți yoga din manuale. Da? Uh, orice artă este imposibil de a -o însuși doar pe baza uh, manualelor. Prin urmare, Mundaka Upanishad uh, afirmă Tad Vigen eva bigacet să mit panișu triem bran Arta vieții spirituale este cea mai complicată, cea mai dificilă artă. Și dacă o limbă n-ai cum să o înveți dintr-un manual, muzica n-ai cum să o înveți dintr-un manual, cu atât mai mult arta iubirii divine n-ai cum să o înveți din cărți, din manuale. Te trebuie să intri în contact cu persoanele care sunt purtători uh, al culturii respective sau purtători al artei uh, respective. Deci noi avem nevoie de un guru viu cu care noi putem să interacționăm zi de zi în viață. Tad vigena artam să gurom eva bigăcet, să Samih pani și o brama niște. Și cu acest scop, Domnul Suprem, el trimite din nou și din nou în această lume mare. Svinci în cantul 2 din și Mad se descrie cum locuitorii din Satya Loka, care este cea mai superioară planetă din cadrul Universului nostru, ei duc o viață care este plină de sat Citánanda. Deci ei sunt, uh, practic, trăiesc o viață eternă, ei sunt absolut conștienți, ei au accesul la cunoaștere universală, ei au accesul la cele mai rafinate bucurii senzuale din cadrul Universului, dar ei au o singură problemă. Deci dacă, de exemplu, în că problema lor este moartea, dacă ei oricum o să plece înapoi în sistemele planetare inferioare. În satea loca, cea mai superioară planetă din cadrul Universului, problema lor este, ei sunt empatici, la nivel cronic. Ei simt durere pentru entitățile vii care suflă, suferă în cadrul existenței materiale. Și atunci Bagata îmi descrie că ei descind în planetele inferioare pentru a elibera entitățile vii. Uneori aceste acești sfinți sau acești mari maestri, maestri spirituali ei descind direct din lumea spirituală, nu doar din uh, cea mai superioară planetă, din cadrul Universului, dar direct din uh, lumea uh, spirituală. Și ei descind cu acest scop de a învăța entitățile vii, iubirea, arta iubirii uh, divine, care uh, limba vedelor uneori mai este descrisă ca Samadhi Basha. Deci Samadhi Basha înseamnă limba transei sau limba, uh, limba conștiinței uh, pure. Și pentru a învăța cu adevărat cea mai dificilă artă, știință, știința iubirii pentru Dumnezeu, este foarte important pentru noi ca noi să avem în fața ochilor noștri, noi să avem un uh, exemplu unei persoane care trăiește și acționează în același timp cu noi. Nu? care trăiește practic în aceleași condiții cu noi, care trăiește în același segment istoric în care trăim noi, care poate tot folosește telefonul, care conduce mașini, care zboară cu avionul. Și cel mai important lucru în această situație, noi avem nevoie să vedem o persoană care de asemenea ieșuiază, care de asemenea uneori poate la nivelul nostru imperfect, nu ni se pare că el sau ia comite anumite greșeli, să vedem cum își menține conștiința sa spirituală, persoană spirituală care poate se îmbolnăvește, care tot ride uneori, care glumește, care uneori se îndoiește. Eu țin minte în 91 când citeam cărțile lui Sassarup Maraj, unul dintre primii discipoli ai lui Praopat, care era marele maestru spiritual și el când povestea în cărțile sale despre îndoielele pe care le are el. Eu wow, deci dacă, dacă maestru spiritual are îndoiel, ce să mai vorbim despre mine? Dar, da, ei de asemenea o să aibă pe alocuri îndoieli, ei pe alocuri o să-și schimbe deciziile, dar, în ciuda tuturor acestor fapte, ei niciodată nu o să renunțe la calea pe care ei au ales -o. Și asta este exemplul pe care noi trebuie să-l vedem în fața ochilor el va fi înconjurat practic de aceeași nebunie care se întâmplă astăzi în lume, de aceleași războaie pe care le avem la granițele noastre. El va fi martor la toate tulburările sociale prin care trecem noi astăzi, dar totuși el va rămâne neafectat de această nebunie. Și atât acest exemplu, noi avem nevoie să-l vedem în fața ochilor noștri, exemplu unei persoane care rămâne hotărâtă, în ciuda bolilor, în, tu, în ciuda tuturor perturbărilor, schimbărilor. Și el rămâne hotărât în decizia sa de a continua mai departe serviciul Divinității Supreme și tapiantelo ca tapina sa de vopraia sojana paramarada nanta Exemplu unei persoane care iese din zona sa de confort pentru a ajuta celelalte entități vii și de a interacționa cu entitățile vii bolnave, rebelioase, care este cel mai cum acest verset spune, param rad în din. Deci asta este cea mai, cea mai, dureroasă profesie, să spunem, dacă am vorbit în acești termeni. Deci cel mai dureros, cea mai dureroasă afacere care ar exista vreodată este să interacționezi cu sufletele bolnave de invide sufletele bolnave în cadrul existenței materiale. Și tu totuși ești din zona ta de confort și interacționezi cu ei și îi ajuți. Acum, încă un moment foarte important. Nu neapărat zâmbetul a tot știutor al Sfântului este important. Nu aureola asta de infalibilitate este importantă, sau nu neapărat minunile pe care le face Sfântul respectiv, ci compasiunea, compasiunea pe care o manifestă El, și dedicarea lui totală față de Divinitatea Supremă. Și atunci noi când vedem un asemenea exemplu în fața ochilor uh, noștri, atunci nouă ne devine mai ușor să încercăm și noi să ne dedicăm viețile noastre realizării spirituale și astfel să ne m alăturăm, să ne conectăm practic cu viața lui interioară și prin el să ne conectăm cu Divinitatea Supremă. Deci mie mi îmi place foarte mult acest exemplu care este un exemplu așa mai modern. Deci noi avem Absolutul care este infinit de mare și noi avem sufletul individual care este descris în scripturile vedice ca anu atma. Anu atma înseamnă sufletul atomic, de dimensiune atomică. Și noi avem adevărul absolut care este Mahavishnu, imens de mare. Deci el noi nici nu putem să ne închipuim, deci cât, 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 de, cât de măreț este, este el. Și acum, cum, cum acești doi pot să interacționeze? Deci, deci ăsta, puricul ăsta mic da? și avem, avem adevărul absolut. Și noi avem nevoie, dacă vorbim în termenii moderni, avem nevoie de un driver da? care, care conectează acest atom cu adevărul absolut. Și acest driver este maestru spiritual. Cuvintele sale care sunt uh, transmise de el, cărțile Dumnezeu, și în cazul nostru, noi avem un exemplu de un sfânt, există cu siguranță și alți ființi, dar în orice caz, uh, personal pentru mine, deci eu cu siguranță am simțit această manifestare al Divinității, anume prin această persoană. Și noi uh, avem norocul să intrăm în contact cu. cu Bhaktivedanta Swami, care a adus cunoașterea vedică în țările din Occident. Și noi avem posibilitatea să intrăm în contact constant cu cuvintele sale care sunt reprezentate prin cărțile care le-a scris Dumnealui, prelegerile Dumnealui care sunt înregistrate în formă de audio, în formă de video. Iată, Sidanta Prăbun, discipul de lui Prabhupada, el spunea că în istorie nu există ceva asemănător când noi avem atâtea înregistrări ale uh, unei persoane sfinte cu adevărat, pentru că uh, și acum deci, oamenii de știință și urmașii, de exemplu, Domnului Buddha, nu sunt foarte convinși despre că asta este exact biografia Domnului Buddha și ea n a fost interpolată. Sau uh, aceeași problemă cu Iisus, cu uh, aceeași problemă cu prorocul Muhammed, deci sunt, sunt probleme la nivel acurateții istorice. Pentru că biografiile lor sunt un gen de hagiografie, nu neapărat biografii foarte exacte. Dar noi aveam uh, înregistrări audio și înregistrări video cu, cu, cu și la propada. Și anume, din acest sens, propada deja în 66, el singur și în lecțiile sale. Și deci el simțea că lecțiile lui trebuie să rămână. Și când devotații uh, uitau să apese. Mai târziu, să apese butoanele respective da? pentru a porni înregistrarea Propada, de, de asemenea, era foarte, foarte frustrat. Da? Și Propada era foarte meticulos la capitolul că noi trebuie să avem înregistrările <laughs> respective, pentru că ele, ele vor reprezenta un gen de patrimoniu pentru succesiunea disciplică în a, a, viitor. Și iată, în ciuda faptului că noi avem aceste comentarii, noi avem cărțile lui și la și noi putem cu siguranță învăța foarte multe de la el, citindu-i cărțile lui și ascultându-i prelegerile. Totuși, însuși, viața lui și la reprezintă un exemplu pentru noi și este o parte la fel de importantă ca și cărțile dumnealui, ca și înregistrările dumnealui sau învățăturile dumnealui. Țin minte cum un sfânt din tradiția creștină, el spunea că un creștin autentic trebuie să ducă un stil de viață atât de pur încât, de exemplu, dacă teoretic să ne imaginăm că astăzi Vechiul Testament, Noul Testament, deci ei dispar, și dacă aceste cărți, de exemplu, vor dispărea, doar pe baza stilului de viață al devotatului respectiv, noi am putea să rescriem Scriptura din nou. Și atât, același lucru se întâmplă, se aplică, este aplicabil la viața lui și la propada. Chiar dacă n-ar fi existat cărțile Dumnealui sau comentariile Dumnealui, doar studiind cu atenție stilul Dumnealui de viață, noi am fi putut să înțelegem care este mesajul Scripturilor Vedice. Și atâta asta a fost o mică introducere pentru discuția pe care noi o să avem astăzi. Noi vom citi din cartea lui Ghiriraj Swami, care se numește Îți voi construi un templu. Asta aici îl vedem pe Ghiriraj Swami cu cartea pe care a scris-o dumnealui. Și noi vom avea astăzi două povestiri și duminica viitoare, de asemenea, vom avea două povestiri din cadrul acestei cărți. Și povestirea respectivă se va numi despre trei tipuri de discipoli. Deci eu o să o citesc și la sfârșit noi o să analizăm care sunt învățăturile pe care noi putem să le extragem din această narațiune. Ghiriaș Swami povestește cum el a venit din America, el a venit în India, deci Prabhupada știm cu toții, el în 65 s el a venit în Statele Unite, Fiind uh, inspirat de instrucțiunea directă pe care l-a primit-o de la maestrul său spiritual. Propadă a început o mișcare internațională în, uh, în Statele Unite și uh, spunea că desfășurarea activităților mele în Statele Unite a fost dorința maestrului meu spiritual. Dar după câțiva ani, după cum știm, și la Propadă tot timpul se gândea la India el spunea că Statele Unite a fost proiectul maestrului meu spiritual pe care eu l-am realizat, dar India deja a fost propria mea ambiție, propria mea dorință, tot în serviciul maestrului meu spiritual, dar aceasta a fost deja dorința mea personală. Și atât când activitățile au început să se desfășoare în India și la propada <coughs> a început să invite devotați din Statele Unite a început să invite ca ei să-l ajute pe și la propada în, în, India. Și Ghirilaj Swami povestește cum el a sosit în Maipur și mai departe ascultam ce se întâmplă. Pe vremea aceea, Maipur era un câmp pe care creșteau o mare parte doar eresc cu câteva temple înlănțuite pe drumul principal cu un singur sens. Praupada trăia într-o simplă odaie din paie, lângă intrarea principală, de lângă proprietatea noastră, și mai departe se înalța un mare cort unde festivalul și ceremoniile urmau să aibă loc. Camera lui și la avea aveau pădea din ciment acoperită cu covare din paie. Când am intrat, el era cu siguranță într-o stare de spirit profundă. Cu vocea spartă, cu lacrimi în ochi, el a spus, Krishna ne dă totul acum totul este grația divină. M-a chemat înapoi în cameră mai târziu în acea zi. După ce mi-am oferit plecăciunile, m-am așezat la picioarele sale și el mi-a explicat că atunci când britanicii guvernau India, ei au împărțit țara în trei provincii, Bombay, Madras și Calcuta, fiecare condusă de un guvernator separat. Praupada nu, nu mi-a mai vorbit niciodată despre istoria sau politica indiană. Și nu înțelegeam unde vrea să ajungă, dar eram fascinat, eram vrăjit și s fiecare cuvânt, așteptând să văd ce vrea, de fapt, să zică și la propada. Și Proupada s-a uitat la mine în ochi și mi-a spus, pe care dintre aceste trei orașe vrei să le alegi? Întrebarea lui m-a lăsat fără cuvinte. Niciodată nu m-am făcut, nu am făcut, -am făcut nicio decizie independentă despre serviciul meu. Și atâta, aici o să mai revenim puțin când o să vorbim despre două tipuri de discipoli. Sunt discipoli care, dragă comunitate, eu vreau să fac serviciile cu tare, cu tare. Deci eu sunt frumoasă și eu sunt inteligent și eu sunt foarte mare și tare. Deci asta este serviciul pe care eu vreau să vi-l ofer. Dar e un gen de băgare pe gât al serviciilor respective. Sau abordarea este, dragi devotați, care sunt serviciile pe care vreți ca eu să le înfăptuiesc. Asta este complet o altă, asta este, de fapt, poziția de uh, discipol. Și Ghiriaș Swaim spune aici că eu niciodată n-am făcut o decizie singur, independentă, referitor la serviciile mele. Și, probabil, mă pune în situația în care eu trebuie să aleg dintre trei orașe foarte, extrem de importante din India și eu trebuie să aleg în care oraș eu să ajut mai departe misiunea maestrului spiritual. Și atunci, bălbuit, Ghiraj Swami spune, i-am spus că voi face orice dorește. El nu a acceptat răspunsul meu. El voia ca eu să mă decid singur. Așa că am întrebat dacă mă pot gândi la asta și el a fost de acord. M-am tot gândit și m-am gândit, dar nu puteam decide. Lucrurile în Calcuta mergeau bine, dar și în Madras madrasul tot avea un anumit potențial. Deja știam oamenii în ambele locuri, dar Bombeiu, care acum a devenit mumbai era cel mai mare teritoriu. Mumbai este un oraș foarte, foarte... El practic arată ca un oraș occidental. Deci Mumbai este, mumbai este imens de mare. De fapt, tot ce voiam era să-l mulțumesc pe și la propadă, dar cum trebuia să fac această decizie grea. După câteva zile, Prabhupada a plecat în Pur în Calcuta, și noi l-am urmat cu autobuzul și cu trenul. Odată ajuns acolo, simțeam că principalul meu serviciu, datoria mea, era să determin unde îl voi servi pe maestrul meu spiritual în continuare. Oricând puteam, stăteam în fața frumoaselor zeități ale lui și, și Rada Govinda și încantam și mă rugam lor pentru ghidare. Foarte rapid am realizat că Prabhupada mă forța să ajung la un nivel mai înalt în conștiința mea de Krishna. Deci, la început, maestru, Spiritual, deci când Discipolul cu adevărat are această loialitate și supunere, Maestul Spiritual, și când el încă nu are mare experiență, Maestul Spiritual spune direct, fă asta, cu condiția că el are încredere în Discipol. Dar când Discipolul avansează puțin mai mult, atunci maestru spiritual îl lasă pe discipol ca el să ia decizii. Deci când crede în maturitatea lui. Și Ghiriraj Swami spune, foarte rapid am realizat că Prabhupada mă forța să ajung la un nivel mai înalt al conștiinței mele de Krishna. Așa cum explica el câteodată, sunt trei categorii de discipoli. Cei de clasa joasă primesc o instrucțiune de la maestru spiritual și o uită, o negligează sau Chiar încep să argumenteze cu maestru spiritual. Cei de clasa medie primesc o instrucțiune de la maestru spiritual și o execută perfect. Discipul din clasă superioară știe ce vrea maestru spiritual, și o să o, să o facă fără ca măcar să îi se spună direct. Pentru a asculta ordinul maestru spiritual, necesită niște obediențe de bază. Dar să cunoști durința maestrului spiritual fără ți să se spună, ai nevoie de mai mult avans spiritual și de o inteligență deosebită. Eram împins să devin suficient de sincer și de pur încât să aud gurul meu din inimă. Dar, deși m-am gândit și m-am rugat în continuă, niciun răspuns nu a venit. Totuși, unde dorea și la propada ca eu să merg din aceste trei orașe? Neștiind ce altceva să fac, am dezvoltat un plan pentru a-l face pe și la să-și reveleze el dorința. deci El a încercat cumva să-l manipuleze. Da? Deci într-o zi, stând în camera sa, am spus că vreau să merg în Bombei. Răspunsul lui și la propada a fost uh, următorul. Da, în regulă, Nici nu s-a uh, nimic nu s-a mișcat pe fața lui. Dar totuși potențialul de a servi și de a dezvolta centrul din madras este foarte bun. Am continuat eu sperând că prin uh, cuvinte sau prin gesturi sau expresii faciale se indice aprobarea sau dezaprobarea lui și la preopada. Încă o dată și la a răspuns singur, da, și asta este în regulă. Și totuși am spus, mă gândeam, poate stau totuși în Calcuta. Da, e în regulă. Cum am putut eu să încerc să îl păcălesc pe și la propadă. Mă simțeam atât de rișunat că am încercat să-mi păcălesc maestru spiritual. Și Prabhupada spunea că ai mă calcută boi. Deci voi pe mine nu mă fraieriți. Nu? Dar uh, în același timp era și extatic, pentru că maestrul meu spiritual era atât de măreț și perfect încât nu putea fi fraierit. <laughs> Apoi, după cinci zile în Calcuta, Prabhupada a plecat către Vrindavan și în Bombay și am continuat să mă gândesc la situația mea. Dacă mă întorc la Madras, am considerat pot organiza lucrurile centrului pe cont propriu, dar dacă stau în Calcuta, eu îl pot, îi pot învăța pe alții să organizeze centrul. Asta era și mai bine. Deci am scos Madrasul de pe listă. În final, după multe zile de gânduri și rugăciuni, răspunsul a venit. Ar trebui să merg la Bombay. Cel mai important program în India era Clubul Membrilor pe Viață. Deci era un program în care devotațiile ofereau pentru o anumită donație devotațiile ofereau membrilor un set complet de toate cărțile aleșile și la propada și m-am am citat în și ei aveau dreptul să se oprească în orice centru, centru iscon din lume și indienii acceptau foarte rapid această idee și iată, acest, acest program era foarte, foarte de succes, care sprijinea mișcarea în India. <coughs> și la propada a scris, dacă în fiecare zi aduceți măcar doi membri, eu voi face restul. Și el era încântat că eu făceam atât de mulți membri. Dar mulți membri erau revoltați deoarece nu le dădusem tot ce le promiseam. Deci devotații uneori uitau după ce luau banii, bani, ei uitau să le aducă cărțile membrilor respectiv și mulți dintre ei s-au plâns lui și la propada. Și Ghiraj, Maraj cumva a simțit că el vrea să se implice și să corecteze lucrurile, deci să, să, facă un database, o statistică, deci cumva să, să, să corecteze lucrurile. Prin urmare, simțeam că trebuie să merg la Bombay și să organizez acest program astfel încât să poată fi aplicat întregii Indii. I-am scris lui și la propadă concluzia mea, deoarece Bombay avea cel mai mulți membri și era sediul nostru, ar trebui să vin și dacă e nevoie să am grijă de membri și de celelalte lucruri asociate cu sediul nostru principal. Propada părea mulțumit. Sunt foarte încantat și te informez că astăzi am pus piatra de fundație pentru centrul nostru din Bombay, aici în Juhu, a răspuns și la Proupada. Și această ceremonie a fost foarte minunată cu mulți oameni importanți care au participat. Sunt foarte încantat că faci lucruri frumoase în Calcuta, făcând mulți membri în fiecare zi. Așa că acum gândesc că trebuie să mite alături aici în Bombay imediat ce ești liber, după ce antrenezi un un locuitor competent acolo în Calcuta, unde stai. Bavananda a aranjat tichetul meu și în două zile ajungeam în, am ajuns în Bombay. Și în partea a doua de astăzi noi o să auzim ce s-a întâmplat mai departe. Dar acum haideți să vorbim despre o lecție foarte importantă pe care putem să o însușim din această narațiune. Încă o dată repet, din această interacțiune dintre guru și discipol în timpurile noastre moderne. Și, uh, cum vă aduceți aminte, Ghiriraj Maharaj a povestit despre trei tipuri de uh, discipoli. Hmm. În tradiția iugine exi există diferite liste cu trei tipuri de guru, cu trei tipuri de iubii, cu trei tipuri de uh, discipoli. Și haideți să facem un uh, mic review despre, la început, să vedem trei tipuri de guru și mai departe mergem să vorbim despre trei tipuri de discipoli și o să ajungem apoi la exact exemplu pe care l-a folosit și la propadă despre, sau explicația pe care a dat-o și la propadă despre trei tipuri de uh, discipoli. Și începem cu trei tipuri de guru. Uh, deci, cum am spus, tradiția eghină vorbește conform, de fapt, tantra, condiția, uh, tradiția tantrică vorbește despre trei tipuri de guru, guru inferior, mediocru și superior, și aceștia pot fi comparați cu trei tipuri de medici, în sanscrită ei se numesc Vaidya, deci medicii ayurvedici se numesc Vaidya, cei care vindecă sufletul, adică doctori, cu trei tipuri de doctori. Și atâta, avem primul tip, el dă doar câteva sfaturi, dar nu se preocupă de evoluția pacientului. Al doilea tip de doctor, deci ei dau ceva sfaturi, ei prescriu medicamente, dar nu este prea strict cu privire la faptul ca pacientul să urmeze exact prescripțiile care sunt oferite de Dumnealui. Deci el, cu alte cuvinte, nu-și asumă o mare responsabilitate despre însănătășirea pacientului. Deci primul, însuși poza arată atitudinea Dumnealui. Deci, ce pot să fac, da? Și a treia categorie de guru sau de medici, ei dau sfaturile, ei prescriu medicamente, dar în același timp ei se asigură că pacientul chiar urmează, mot -a -mo, urmează prescripțiile până când nu se recuperează complet. Deci guru inferiori sunt cei care pot oferi puțină inspirație din, prin discursurile sale, dar ei nu se preocupă de discipolii săi ca discipolii lor să urmeze cu adevărat învățăturile. Deci, ei sunt acei, și eu uneori am rolul ăsta de a merge de la un centru la altul, de a ține lecții frumoase, de cum recent am fost la Timișoara, am văzut pe deotații, pe prietenii mei, deci Radagurinde Sfântul a venit, a ținut niște lecții, a primit ghilean de Mahaprasadam, a plecat de acasă. Deci asta e, asta e tot, tot e, e un lucru frumos, deci un lucru necesar, dar tu nu se asumi o, o mare, în orice caz, responsabilitate pentru educația devotaților, acolo în centru, zi de zi. Și uh, lucrul ăsta mi-amintește de... Uh, voi în playlisturile voastre la aveți, pe faimosul Krishna Das, da? care el povestea despre interacțiunea cu... Mai bine să nu vespe, aveți. Despre interacțiunea cu Nimca Baba, care era gurul lui. Și el povestea cumva, el, el povestea foarte inspirat, dar eu m-am îngrozit când am auzit această descriere, dar el povestea ceva de gen că Nimca baba niciodată nu ne dădea nicio instrucțiune personală. Niciodată. Noi eram liberi. Noi eram libertini, nu? Și noi aceste lucruri ne plăceau, ne plăceau foarte mult, noi eram chiar foarte inspirați pentru că el niciodată nu ne spunea nimic. Și eu am văzut niște videouri cu Nim Rowling baba, deci el, domnul, venea, zâmbea, oferea niște floricele. Dacă cineva vroia dicșa, el spunea, vrei dicșa? Ține dicșa, numele tău este Gangadas. Și tu vrei ceva? Da, știa și tu, nu no problem, da? Și uh, uh, acest gen de, de guru, ei, mai au încă, încă o abordare, o abordare foarte interesantă, de gen fiți natural. Deci fiți natural. Să nu te simți niciodată vinovat pentru nimic. Da? Pentru nimic. Și atunci, discipolii, când aud aceste lucruri, păi nu mă simt vinovat. Astăzi sunt cu o fată în pat, mâine cu o altă fată în pat, nu mă simt uh, vinovat. Da? Și hipioților, deci le, le plăcea foarte mult această abordare de la mulți, mulți, mulți guru din. Uh, din Vest, inclusiv cei care au început să vină în Vest. În total erau cam în jur de 20, în anii 70 erau cam 20-22 de, de guru foarte proeminenți care cumva au avut un impact serios asupra uh, societății din, din Statele uh, Unite. Și atât ceva de gen se întâmplă cu devotații care au mai ul respectiv, că uh, eu voi avea o relație cu maestrul meu spiritual, atâta timp cât el nu îmi spune mie nimic personal. Atâta timp cât el stă el pe poză pe altar, nu interacționează cu mine, mă lasă în pace și eu rămân din capul meu, adică eu rămân libertin. Și aveam guru-mediocrii, sau cei care tr trimit, ei transmit cunoștințe discipolilor săi, ei pot uh, oferi anumite detalii despre practica spirituală, ei oferă instrucțiuni, Uh, și ei de asemenea verifică dacă discipulii urmează învățăturile, dar totuși ei nu sunt foarte exigenți. Nu? Deci ei nu sunt cumva pe păi exact cum ți-am spus. Ei sunt cât de cât liberali. Și în final avem a treia categorie care scripturile tantrice le descriu, ăștia sunt sad guru. Aceștia sunt guru adevărați. Guru superior, deci care are grijă meticuloasă să se asigură că discipul exact urmează învățăturile și practice și el îi uh, obligă să practice sincer, uh, oferind o anumită chiar presiune, pentru că cum se traduce cuvântul guru, Baladeva? Violent? Violent? <laughs> cum se traduce cuvântul guru, Arjuna? Greu. Cum se mai traduce cuvântul guru? Tulburător. Tulburător. Deci el te scoate din zona ta de confort, el nu te lasă să... Nu, nu o să folosesc acum, nu te lasă acolo să, să degradezi, dar în zona ta unde e călduț, unde e gustos, da? el te scoate din zona ta de confort. Bun, deci asta a fost o mică introducere despre diferite liste cu trei. Acum să revenim la lista cu trei tipuri de yogin. Și Vyasa, în comentariul său la Yoga Sutra, el spune că există trei tipuri de yogini, sunt. A, stop. Da, ăsta e trei tipuri de a, Sunt cei care fac toate exercițiile iogine doar cu scopul remunerărilor în forma SIDI, în forma puterilor mistice. Și a, scripturile iogine descriu acele opt puteri mistice, cum ar fi, de exemplu, Anima SIDI a deveni mai minuscul decât dimensiunea atomului sau lagima masidii, a deveni mai ușor decât o pană. În seminarul nostru de yoga sutra pe care l-am ținut în timpul COVID-ului, deci sunt pe YouTube, sunt înregistrările, noi am vorbit foarte mult, deci cum yoginii atingeau aceste sidi, aceste puteri mistice. Și acest gen de yogin, ei sunt numiți Madu Bumica. Madu Bumica înseamnă cel ce gustă din mierea nectarul puterilor yoginii mistice. Și ca rezultat el devine ținta ideală pentru tentațiile cerește. Și comentatorii din Yoga Sutra ei explică, ei spun că după ce manifestează puterile psihice, yoginul fără o experiență practică a acestui adevăr, face obiectul unor tentații din partea celor ce stăpânesc lumile cerești, de exemplu Apsara, Gandharva, Videdara Dara sau Devata, semizei din planetele superioare, imediat cum văd că un yogin a atins puterile mistice, ei se tensionează. De ce? Pentru că yoginii respectiv pot să le ia locurile lor. Și atunci ei vin cu tot felul de tentații ca să-i deruteze pe ei de pe calea avansului spiritual. Deci semizei în acest sens, ei au un gen de immigration office, da, care cumva... Îți controlează, ia, frate, spune-te, care sunt uh, părinții tăi, de unde vii, de unde ai apărut aici cu puteri mistice și ce vrei tu în planetele uh, superioare. Și Patanjelul el sucerează că aceste ființe celește de deci ce încearcă să abate oginul de la cale, pentru că având omnipotență, omnisciență, uh, ei uh, pot, îi pot întrece pe zei în puterile lor mistice și chiar uneori pot să perturbeze ordinea în cadrul. Universului. A doua categorie de discipoli, de yogins sunt cei care tângesc după scopul final, sadia, adică ei cu adevărat vor să atingă nu doar un scop preliminar, cum sunt aștăsidii, ei vor să atingă fie moksha eliberare, ei vor să atingă fie bhakti, devoțiunea față de divinitatea supremă. Poate ei vor să atingă nirvana în cadrul tradiției budiste, dar în același timp ei tot încă sunt interesați și de, 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 sidi. Deci ei încă tot ei spun că da, eu vreau să ating moksha, dar ei în același timp, deci dacă vin sidurile, au venit, n-am ce face. Deci eu mă bucur de ele. Și acest gen de yogini sunt numiți pragya jyoti, cei care văd conștiința sau lumina conștiinței pure, dar încă totuși n-au atins complet de săvârșire. Și a treia categorie de yogini sunt cei care tânjesc după sadia, adică după scopul final, bhakti, moksha, nirvana, dar ei se feresc de puterile mistice, pentru că ei știu că puterile mistice reprezintă un obstacol. Și în uh, capitolul 4 din Yoga Sutra Patanjali vorbește de slușit. Sidurile reprezintă un obstacol. Acești gen de yogini sunt descriși ca Atikranta bavania sau yoginul de sfârșit, cel care știe să se pare purușa de Prakriti. Purușa înseamnă suflet, Prakriti înseamnă energia materială. Și interesant că în ciuda interpretării populare despre yoga, care vorbește astăzi, că ce este yoga? Yoga este comuniunea dintre spirit, minte și corp. De fapt, yoga este invers. Da? Yoga este despre separare, separarea sufletului de corp. Nu este despre cum să faci sufletul foarte convenient în corpul tău fizic și să continui existența materială. Deci, de fapt, yoga în esență, da, la început trebuie să atingi o anumită armonie dintre Suflet și Corp, dar după asta tu trebuie cumva să diferențiezi, adică tu trebuie să desparți Sufletul de, de Corp. Și asta este ar, arta uh, Deci care este descrisă ca procesul de separare a lui purușa și, practic, al Sufletului și energia uh, materială. Bun, să mai vedem încă uh, două liste, uh, repede, cu trei tipuri de. Discipoli, deci avem tot un exemplu. Sunt discipolii care sunt ca lemnul umed. Deci, cât n-ai încercat să-l aprinzi, cei care au avut sobă vreodată și au încercat să facă focul cu lemne ude, știți că veți umple toată casa, o, o să o umpleți doar cu fum. În mod similar, deci vrei să faci focul cu discipolii umezi, trebuie să fii pregătit că o, 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 o să ai de-a face cu fumă. După aia, cei care sunt ca cărbunele, ca, ca deci cărbunele mai greu se aprinde, dar cărbunele dacă se aprinde, el stă o noapte întreagă și el ține căldură în sobă. Și cei care sunt ca benzina, deci o scânteie, pum, deci imediat s-a incinerat. Uh, Discipolii care au foarte multe sucrituri din viețile anterioare, foarte multe merite spirituale din viețile anterioare, ei foarte rapid uh, se înflăcărează și urmează mai departe în cale de yoga. Încă un exemplu cu trei discipoli sunt cei care nu dau nimic, dar cei care cer recompense de la maestru spiritual. Deci nu oferă servicii, sau în caz, multe servicii, dar eu am făcut atâtea, atâtea, acum trebuie să-mi recompensați. A doua sunt cei care dau ceva și cer recompense. Deci ei oferă ceva, deja e mai bine, dar tot cer recompense și în final avem cei care dau totul și nu cer nimic, nicio recompensă datorită serviciilor sale. Deci ăștia sunt servitorii dedicați, discipolii dedicați. Avem încă un exemplu cu, de data asta cu patru discipoli și dacă vă aduceți aminte, este exemplu cu, pe care îl oferă Domnul Buddha. Când odată un discipol a venit la Domnul Buddha sau un discipol aspirant a venit la Domnul Buddha și a spus, maestre, învață-mă, te rog. Și Buddha s-a uitat la el și a spus, nu o să te învăț. Dar de ce? De ce oferi compasiune tuturor, dar mie nu mi oferi? Și atunci Domnul Buddha a oferit acest exemplu, el a spus că, pentru că există patru tipuri de discipoli. Primul este ca o oală răsturnată. Deci, odată ce scoți, ce încerci cumva să torni apă peste el, nu intră nimic, pentru că oala este, cum aici o vedem în poză, deci oala este răsturnată. Următorul este ca o oală cu găuri. Da? Deci atunci când pui ceva apă în el, apa se scurge prin găurile respective. Deci nu se ține mult. Da? Auzit lecția, după 20 de minute îl întreb despre ce a fost lecția, păi interesant a fost lecția. Dar despre ce exact a fost lecția, nu prea țin minte. Mh? Și a treia categorie de uh, discipoli sunt ca oală verticală, dar ea au o problemă. Deci oala este verticală, ea nu are gaure, dar ea are gunoaie în ele. Și, și la propadă povestea, în această referință, o mică povestire, când uh, era un profesor care învăța uh, discipoli să cânte la vioară. Și odată uh, cineva a văzut un anunț că fiecare lecție de cântat la vioară va costa 5 rupii. Și el vine la profesorul respectiv și îi spune, maestre, de ce eu îți plătesc 5 rupii, învață-mă, te rog, eu deja știu niște acorduri, de ce eu știu și când, și profesorul se uită la el și îi spune, tu să plătești 10 rupii. Dar de ce? De ce? Eu deja știu să cânt. Și profesorul îi spune, pentru că eu să trebuiască să te reînvăț. Toate gunoaiele pe care le ai tu în capul tău, el la început o să trebuiască să le curăți de acolo și după aia să-ți ofer cunoaștere pură. Și atât deseori asta se întâmplă. Când oamenii vin cu tot felul de preconcepții, cu tot felul de lucruri în capurile lor și la început, un a spunea că you don't have brains, you have cow dung in your brains. Și prima datorie a maestrului spiritual este de a curăța bălegarul respectiv din cap și după aia pentru a-ți oferi cunoașterea pură. Și domnul Buddha a spus că cel mai rar tip de discipol este cel ca o oală verticală care este curată, care nu are gaure și care păstrează tot ceea ce conține. Deci tot ce ai turnat în el se păstrează acolo. Și acest tip de discipol urmează cu sinceritate învățăturile și practicile care sunt oferite de maestru spiritual, chiar și fără prezența directă al gurului. Da? Pentru că uneori, noi suntem. În fața maestru spiritual suntem discipoli foarte dedicați, dar imediat cum guru a plecat, Iuhu! Deci acum revenim înapoi la, la viața noastră materială. Nu? Uh, și uh, acesta este, de fapt, adevăratul sens al cuvântului șișea. Deci șișea înseamnă discipol cel care aderă la o disciplină oferită de maestru spiritual. Și acum să revenim la cei trei tipuri de discipoli despre care vorbea și la Propada, despre care a povestit Ghiriraj Swami în această povestire. Deci el vorbește despre discipoli de clasa joasă, de clasa medie și de clasa uh, superioară. Și haideți să analizăm puțin acești trei tipuri de uh, discipoli. Uh, și începem cu prima clasă, discipoli de clasa a treia, sau clasa joasă, cum Gheriraj Swami spune că el primește instrucțiunile de la maestru spiritual, și apoi ce se întâmplă? El uită despre aceste instrucțiuni, da sau neglijează aceste, poate nu le uită, dar nu le ia în serios. Da? Sau și mai rău, el, sau ea, distorsionează învățăturile maestru spiritual, sau și mai rău, el argumentează. Da? El îl învață pe maestru spiritual cum ar trebui să fie uh, lucrurile. Și acest gen de discipoli sunt descriși ca se sevăcă sau servitorii necalificați. Însă, în scrită cuvântul apecșică este foarte interesant, pentru că ca înseamnă așteptare. Deci, discipul care ceva așteaptă. Deci, Maestru Spiritual spune, fă lucrul acesta. Și discipolul tot deci, așteaptă, așteaptă ceva. El, noi avem o expresie, deci el, e, el, el a devenit mental. Deci, cumva, el. E la nivel minții, deci cumva, nu, nu la nivel inteligenței, dar la nivel mental. Deci el cumva, mintea e... Anyway. Și uh, uh, la nivel exterior, poate el se proclamă, cumva, a fi un sevă, ca un servitor, dar când primește instrucțiunea, el nu o respectă, pentru că nu are încredere în maestru spiritual. Și atunci el comite ceea ce se numește Gurora Vaghe. Gurora Vaghe înseamnă ofensă față de maestru spiritual, avagia înseamnă nu-mi pasă, nu-mi pasă de ordine maestru spiritual. Și aveam acest verset foarte frumos din Brahma Vaivarta Purana, în care se spune În măsura în care inima este poluată de vicii și de păcate, în acea măsură persoana nu își poate pune credința în scripturile vedice sau în maestru spiritual de bună credință. Deci nu neapărat este problema maestrului spiritual, noi mai avem și problema discipolului, da? care are o anumită condiționare karmică din viețile anterioare, care nu-i permite lui să depășească această condiționare. Și vedele descriu șase tipuri de acest gen de devotați necalificați. Noi am mai vorbit despre ele, dar acum mai repede să trecem prin, prin uh, această listă cu șase tipuri de discipoli. Deci avem discipoli care sunt numiți ali. Ali înseamnă cel care este la fel de nestatornic și instabil cu albina. Astăzi îți fac serviciul respectiv, mâine fac serviciul respectiv, poi mâine fac asta, poi mâine fac asta și niciun serviciu nu este dus până la capăt. Ca o albinuță care sare de la o floare la alta, la o floare la alta, la o floare la alta, niciodată nu duce până la capăt niciun serviciu. Deci dacă faci un serviciu, îl faci stabil, asta este calificarea ta ca discipol. A doua categorie este bana. Bana înseamnă cel care vorbește în semn de protest, străpungând inima maestrului său spiritual cu săgeata cuvintelor sale dure. Bana înseamnă săgeata. Chiar există, în Shemad există termen de Bhakti Bana. Deci Bhakti Bana înseamnă săgeata, devoțiunii, da? care pătrunde stratul existenței materiale și atinge cerul spiritual. A treia categorie de discipoli se numește Joti Saka, deci procri, procrastinatorul, adică cel care nu urmează imediat instrucțiunilor, dar care tot așteaptă, 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 așteaptă. Nu? După aceea avem aveam stat de buta, înseamnă el este leniș, cronic leniș și inactiv. Chimecaca, care refuză să încerce să facă ceva singur. El nu știe să accepte responsabilitate. Dar de ce eu trebuie să fac? Nu, nu, hai să faci tu sau hai să facem împreună, da? Dar el nu face niciodată lucrurile singur, el nu este, el nu are confidențialitate în sine. Da? Și șase preșita, preșica sunt cel care transmite ordinul pe care l-a primit de la maestru spiritual, el îl delegează imediat altui discipol. Dar nu delegează pentru că este cumva un plan strategic de a delega lucrurile, de a le organiza, dar le delegează iarăși din irresponsabilitate. Deci, un lider trebuie să delegeze, dar asta este o manifestare de responsabilitate. El, el delegează și după aia îl primește raport, de deci celor cum supraveghează ca lucrurile să fie făcute. În cazul acesta, el a primit o instrucțiune, a delegat-o și la revedere. Deci, nu mă mai interesează mai departe. Și aceste tipuri de discipoli, ei nu reușesc să-și vadă maestrul său spiritual cu o viziune spirituală. De ce? Pentru că ei mai sunt descriși ca anarta, yukta, viasta, inima lor este acoperită cu diferite vicii sau impurități. Și există acest faimos verset care a fost scris de Bactinot Thakur, în care se spune Maya Muqdashia sea, Gheonatha-chatur-vidha uh, uh, Hridaya cea paradho Asat Trishna Tatva Vibrama. Uh, versetul spune că entitatea vie atrasă de mai este condiționată de patru tipuri de anarta. Anarta înseamnă vicii, sau anarta înseamnă seturi, de fapt, de, de vicii, de impurități care se află în inima discipolului. Și prima categorie se numește Hridaya Daurbuleam, deci înseamnă slăbiciunea inimii. A doua este aparada. Aparada înseamnă tot felul de ofense. Există ofense față de numele Sfânt, ofense față de zeități, ofense față de alte entități vii. Asa Trishna înseamnă tot felul de dorințe materiale. Boga e șoarea prasactană în păhrită cetă, sau cum Krishna spune în Bhagavad Gita, că inimile celor care sunt copleșite de bogăție și de gratificare senzuală, nu pot avea o hotărâre pentru a practica Samadhi sau pentru a atinge perfecțiunea yoga. Samadha una vidhiate, ei nu ating Samadhi. Și în final, Tatva Vibrana vibrama înseamnă ignoranță sau iluzie privind cunoașterea spirituală, iluzie privind procesul de sadhana, procesul care este scopul final al practicii spirituale și așa mai departe. Și atât ca rezultat. Acest gen de devotație, ca, sevăca, iau tendința de a dezvolta o mentalitate invidioasă și rebelioasă față de maestru spiritual și toată practica lor spirituală ea este comparată cu cungera șaucea. Și mă sunt dorat, minte ce înseamnă cungera șaucea? Versetul care mi l-ai spus miercuri. Iesea Sakshat Bhagavati. Bhagavati. Cine mi-a spus versetul ăsta miercuri? A fost într-o dimensiune paralelă, nu? Cineva mi-a spus din voi versetul, ați învățat versetul. Deci, e sasak shat bhagavati, di pe nu tu, ok. Oricum o să trebuiască să le înveți. <laughs> Martia sea di shutam cu uh, sarvam și au ceva. Iată, deci, vedeți aici versetul, un verset foarte frumos. Deci, ca rezultat al ofensilor, această practică a discipolului respectiv devine cam băierea unui elefant. Și versetul spune Iasea Sakshad Bhagavatie Asta este exact ceea ce lipsește acestui gen de discipol. El nu înțelege că maestru spiritual trebuie să fie considerat a fi direct Domnul Suprem deoarece el de cunoașterea transcendentală necesară iluminării. În consecință, pentru cel ce menține concepția că maestru spiritual este doar un om obișnuit, Totul devine frustrant. Sarva, cunjara, și ceva, înseamnă studiul, cunoașterea vedelor, adică toată practica lui de sadhana vor fi ca îmbăierea unui elefant. Și aici vedem. Deci elefantul s-a îmbăiat, a ieșit pe mal și mi-a dat să străpește înapoi cu praf. Deci nu are niciun rost acest gen de îmbăiere, în mod similar. Deci orice practică spirituală pe care tu poți să cânți mii de runde, dar dacă tu să ofensezi, Diksha Guru, maestru tău spiritual care ți-a oferit inițiere, Shiksha Guru, maestru spiritual care ți oferă instrucțiuni. Jiva Goswami vorbește în Sandarba despre Drishtanta Guru, sau Guru care îți oferă exemple. Da? Orice, sunt foarte multe tipuri de Guru da? descrise în scripturile vedice. Cu alte cuvinte, dacă ofensezi Guru Tatva, ofensezi reprezentanții tradiției disciplice, pungearea așa o ceva. În practica ta spirituală este bună din de nimic. Deci ea nu îți nu oferă rezultate. Bun, acum să vedem al doilea gen de discipoli care sunt descriși, deși la propadă în această povestire pe care a povestit-o Ghirirat Swami. Sunt discipoli de clasa a doua sau clasă medie. <coughs> Ei se numesc Sadarana Sevaka sau servitorii intermediari. Mm -hmm. Cum Ghiriraj uh, Maraj povestea că o persoană care trebuie să fie instruită, și să i se spune ce să facă și el respectiv o face. Este posibil că el poate încă nu are o mare intuiție despre care sunt lucrurile care trebuie să fie făcute, dar el totuși urmează instrucțiunea maestru spiritual. Și de fiecare dată când el primește această oportunitate de a servi maestru spiritual, el o acceptă. Lucrul acesta nu înseamnă neapărat Că el face serviciile sale de calitate, că el își pune toat, tot sufletul sau toată inima. Da? Deci, de exemplu, nu știu, el poate să facă niște traduceri proaste sau nu știu, el poate uh, la un program întâlnește musafirii stând cu telefonul în mână. Deci, el, cumva, da, el face lucrurile care, care, care lui se spun, dar nu neapărat că el are un plan strategic, el vrea să dezvolte serviciul ăsta, el vrea să-l facă mult mai bun. <coughs> pentru bucuria maestrului spiritual. De cum a, caruna rasa a noastră, deci când la început băieții făceau curățenii, caruna rasa dădea de perdeaua la o parte și da de aici, de ce n-ați măturat? Da? Și asta este exact exemplul de sadara, sadara ca sevaca, deci care a primit instrucțiunea, o fac acolo după perdea, nu prea curăț, dar totuși am făcut, am înfăptuit instrucțiunea. Și discipolii de clasa 1, deci ei sunt cei care au să dat toată mobila la o parte, o să facă curat peste toți, dar ajungem acolo. Ah. <coughs> și avem un verset foarte frumos din cantul 11 din Shemad Bagotă, în care povestește despre calificarea unui discipol sau unui servitor și versetul spune Servitorul sau discipolul maestru spiritual trebuie să fie liberat de falsul prestigiu niciodată considerându-se a fi cel ce face. Deci, I am the doer, eu sunt cel care înfăptuiește lucrurile. El trebuie să fie întotdeauna activ, niciodată leneș și să renunțe la orice simț de proprietate asupra obiectelor simțurilor, inclusiv față de soția, copiii, casa și societatea sa. El trebuie să aibă sentimente de prietenie adevărată față de maestru spiritual și nu trebuie niciodată să devină derutat sau bulversat. Servitorul sau discipolul trebuie întotdeauna să dorească avans în cunoaștere spirituală. Nu trebuie să fie invidios față de nimeni și întotdeauna trebuie să evite conversațiile inutile, adică prajalpa. Bun. Acum să revenim la a treia categorie de discipoli sau discipoli de clasa întâia, clasa superioară, despre care povestea Ghiriraj Swami. Și acest gen de discipoli sunt numiți Tadatma. Deci, Tadatma, practic, înseamnă fier roșu. Deci, dacă luăm o bucată de fier, o punem în foc, fierul obține calitățile focului. Iată, în mod similar, un discipol care tot timpul meditează asupra instrucțiunilor Maestrului său spiritual. Se produce Tadatma, el se sincronizează cu inima Maestrului său spiritual și îl înțelege starea interioară al gurului său, starea de spirit al Maestrului său spiritual. Și atunci el este capabil să facă servicii corecte și să le facă calitativ, fără ca lui să-i se spună direct serviciile care trebuie să fie uh, făcute. Acum am un citat foarte frumos, îl vedeți aici, un citat din Amritavani, de la Bactisidanta Saraswati, în care se spune că acest gen de discipul ei îi servesc pe guru și pe Krishna cu aceeași devoțiune, totuși el manifestă mai multă atenție și afecțiune față de maestrul său spiritual. Deci un lucru foarte interesant. Nu? Haideți să vedem citatul. Deci citatul începe cu uh, o întrebare. Cine este un discipol adevărat? Și Bhaktisiddhanta răspunde. Cel pentru care gurul său este viața și sufletul său, pentru care personalitatea maestru spirituală este idealul său și cel care, în ciuda faptului că are aceeași devoțiune pentru Guru și pentru Krishna, totuși manifestă o mai mare afecțiune pentru maestrul său spiritual. O astfel de persoană este un discipol adevărat. Adevărații discipoli nu sunt firavi. Firavi înseamnă nu sunt la și el leșine imediat. Deci... <laughs> Ei sunt ferm și hotărâți. <coughs> Puterea și hotărârea lor își au rădicinile mila maestrului spiritual. Adevărații discipoli nu încalcă niciodată instrucțiunile maestrului spiritual, chiar și cu riscul propriei vieți. Și pentru că un astfel de discipol urmează ordinele gurului său cu inima și cu sufletul, ei sunt calificați să primească întreaga grație al maestrului uh, spiritual. Radnat Maraj deseori spune că de ce nu suntem capabili să aplicăm practic instrucțiunile vedice? Pentru că nu avem suficientă grație din partea maestrului spiritual. este a prăsadăt bagavat prăsadă. Și odată și vă mi-a spus că din deci el, el mi-a spus o dată direct, din acei uh, aproape o mie de discipoli pe care are el, el zice, dacă eu aș putea să spun cu adevărat că am 20 de discipoli, aș spune cifra 20. Deci dintr-o mie de persoane, 20. Cu adevărat eu pot să-i consider că ei cu adevărat trup și suflet sunt discipoli dedicați. Și Miercurio, eu v-am povestit două despre Aciutananda Swami, da? unul dintre primii discipoli al lui și la A Aciutananda Swami și amintește un lucru foarte interesant. El spune că <coughs> Bhaktisiddhanta Sarasvati vorbea despre două tipuri de discipoli în contextul în care vorbim noi astăzi. El vorbea despre fiul tatălui și fiul mamei. Și el spunea că un discipol adevărat, el este numit fiul tatălui. De ce fiul tatălui? Da? Pentru că fiul mamei, deci eu țin minte când mama m-a alintat, spunea, deci fiul mamei, da? și tatăl meu se revolta undeva, că ta, îl alinți prea mult. Da? Cine este fiul mamei? Deci el este interesat de alintare, el este al interesat de gratificare, de lăudare constantă, deci orice chichiță pe care a făcut el sau ea, trebuie neapărat ghirlande să primească, să fie scrise posteri despre realizările lui sau realizările ei. El necesită foarte multă căldură, foarte multă afecțiune. Deci, fiul mamei este interesat de a cheltui și de a se bucura de banii familiei. Și avem, după aia avem fiul tatălui. Deci, cine este fiul tatălui? El are încrederea tatălui său, în primul rând, și el este interesat nu de a fi alintat, el este interesat de a dezvolta mai departe afacerea tatălui său. Deci tatăl lui a avut o anumită afacere și el este interesat nu de a vinde afacerea și de a se bucura acum, el este interesat să dezvolte afacerea tatălui. El muncește din greu, deci el a înțeles misiunea inimii tatălui său, s-a sincronizat cu ea și spune, tatăl, tu poți să te bazezi pe mine. Și tatăl are încredere în el și îi oferă lui mai departe misiunea de a, de a continua mai departe, dacă vorbim în termenii succesiunii disciplice, misiunea de a continua mai departe succesiunea disciplică. Deci asta înseamnă fiul tatălui. Și acum gândiți-vă voi singuri despre voi. Deci cine sunteți? Fiul mamei, fiul tatălui. Deci fiul tatălui este discipolul care este preocupat de a răspândi misiunea maestrului său spiritual. Și atunci, acești discipoli sunt descriși cu cuvântul kinkara în scriptură. Cine se minte cum se traduce cuvântul Kinkara? Hmm? Baladeva niminte bal Balkrishna 2. Bun, Balkrishna, ce înseamnă Kinkara? Servitor. Deci în ca scrisă de citanie mă aprobă, aveam acel verset. Ananda tanuja Kinkara patitam man bavam budau. Kripa ya atava padapant just hita dulisa dvisham vicinta ya. O fiu al regelui Nanda, eu sunt veșnica ta slugă. Etimologie "kim kara înseamnă kim, înseamnă cum, kara, cum pot să te servesc. Deci asta este starea de spirit al discipolului. Guruji, maestre, cum pot să te servesc? Deci care sunt serviciile pe care vrei ca eu să uh, le fac? Și el simte o mare satisfacție servindu-și maestru său spiritual. Și haideți să ne aducem aminte de exemplu pe care l-a oferit odată. Cripa mai probabil un discipol de la propadă care trăiește în Londra și el povestea cum odată un devotat. Da. Odată un devotat senior din Londra, el a fost chemat la palatul Buckingham pentru o cină cu regina însuși și cu familia regală. Și în timpul mâncării, în timpul cinei, a fost servit pește. Deci era, totul era făcut din pește. Și devotatul respectiv cumva a împins farfuria în față. Și soțul reginei, prințul Filip, el a întrebat ce se întâmplă. Nu? De Devotatul atunci a spus că mai state îmi cer iertare, dar eu sunt vegetarian și eu nu consum pește. Și atunci prințul Filip imediat își, își cheamă servitorii săi și le spune gătiți ceva urgent vegetarian pentru musafirul nostru. Și bucătarul repede vine, și cere iertare de la devotatul respectiv, care era unul dintre musafiri și îi spunem, pare rău, trebuia să ne interesăm de la început dacă avem vegetarieni printre musafirii noștri și spunem, te rog, ce am putea să gătim pentru tine acum? Avem ouă, avem <gânde> alte lucruri vegetariane. <gânde> <gânde> și devotatul așa, ok, okay. dați-mi doar un suc și pentru mine va fi lucrul acesta, va fi suficient. Și bucătarul s-a simțit foarte rușinat după cină și s-a apropiat de el și a spus unde am putea noi să învățăm să gătim ceva vegetarian. Și devotatul i-a spus, păi vă aștept cu drag la Bactridanta Manor, deci acolo avem și restaurant, avem bucătărie, deci vă aștept acolo. Și după câteva săptămâni, deci acest bucătar principal din familie regală, împreună cu încă 12 alți bucătari, deci cu o echipă întreagă, ei vin și petrec nu mai țin minte, ei petrec câteva, până la o săptămână ei petrec în Bacte de Manor și ei învață tot, deci ei învață cum să gătească bucate vegetariene, cum să le servească uh, și odată ei au avut, deci toată povestea asta s-a încheiat cu un mare, mare festin în care devătați au gătit împreună cu acești bucătari și deja când festinul s-a încheiat și ei trebuia să, pleacă, să plece înapoi la, la palat, palatul reginei bucătarul principal se apropie de președintele comunității și îi spune Știți, și noi suntem în domeniul serviciilor, deci we are in the service business. Da? Și vreau să vă spun că voi cu adevărat sunteți servitori perfect. Deci perfecți, pentru că ceea ce am văzut noi aici, în comunitatea voastră, voi sunteți servitori perfect. Doar, și noi suntem servitori, doar că noi slujim familie regală, pe când voi serviți familia divină. Da? Dar noi știm foarte bine această senzație, deci senzația de a iubi. Astăzi am auzit o lecție în care un maestru spiritual explica un lucru foarte frumos, el spunea când noi suntem de obicei nefericiți. Când suntem nefericiți? Când ne gândim la noi, ați observat? Iată, de obicei toate stările alea de lehamite, depresie și așa, e când sunt, ne gândim la noi iubitul da? sau iubita. Dar în momentul în care tu începi să te gândești la alții, la binele altuia, tu devii fericit și împlinit, pentru că asta tu îți faci minirea sufletului tău. Și iată el, exact lucrul ăsta a menționat, că este mai bine să slujești decât să primești. Bun. Mai am încă un exemplu și termin prima parte, în cer tare dacă a fost prea lungă, dar uh, uh, un exemplu pentru că și la propadă, și la propadă spunea un lucru foarte frumos. El spunea că servitorii care servesc regele, ei au accesul la aceleși bucurii la care are accesul regele. Și propadă spunea că când un servitor servește maestru spiritual, el accesează realizările maestrului spiritual. Prin grația maestrului spiritual, el obține foarte multe realizări. Și există exemplu despre un discipol pe nume Bihari. El era discipul lui Jagannath Das Babaji, un care era tehnic, el era și al lui Bhaktivinoda Thakur, tatălui lui care era gurul lui Shila da, dacă nu m-am încurcat prea tare. Și iată, uh, uh, Bihari, el, uh, uh, el, era, el, trăia în, uh, el, el era născut în, în uh, în Vraj, în Vrindavan. El nu era născut în Bengal, de unde era provinea Jagannath Das Babaji. Deci Jagannath Das Babaji a trăit în secolul XIX. Și Jagannath Das Babaji a trăit 147 de ani. Deci el era foarte bătrân. Da? Foarte bătrân. Și Bihari tot timpul îl ducea pe gurul său într-un coș, pe spate. Deci, deja când era bătrân, Jagannath Babaji, deci el era, corpul, știți, corpurile oamenilor bătrâni se fac foarte micuțe și ușoare. Și atunci el punea pe el în coș și Jack Nas, Das Babaji, cum se spun la, la astea, pleoapele? Da, pleoapele. Deci pleoapele lui erau atât de bătrâne și grele că îi, operau, o, 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 îi acopereau ochii lui și el ca să vadă el trebuia să le ridice. Și de ce el spunea, biharii mergem acolo sau biharii mergem acolo și Bihari îl ducea oriunde era nevoie. Deci așa Bihari îl servea pe, guru său. Și deja când Jagannath Das Babaji era foarte, foarte bătrân, odată el îi spune lui Bihari, Bihari, eu vreau ca tu să-mi citești Cetanii Ceritam zilnic, ca eu să meditez asupra petrecerilor Domnului Cetanii. Și Bihari atunci îi spune, Gurdev, dar aveam o problemă, eu nu știu bengaleza. Și Jagannath Das Babaji spune, nu mă interesează, cumpără Cetanii în Rita, eu vreau ca tu să o citești. Bihari găsește el o cetanie ceritamrita și îl scoate din coș, îl așează, ia cartea în mâini și se uită cumva gol, cumva în fața gurului său și Jagnat Das Babiji tot așteaptă ca să audă cum el citește cetanie ceritamrita și la un moment dat el își deschide ochii, se uită la el și spune ce te holbezi la mine? Da, ca un bou. Și spune, asta e exact cuvântul lui. Deci, te holbezi la mine ca un bou. Deci, citește, ți-am spus odată. Și Bihari speriat a început să citească. Deci, instantaneu, <laughs> el, el, el are, a învățat bengaleza. <laughs> și altă dată tot, uh, uh Jagna Das Babuji îi spune lui Bihari, Bihari, m-am săturat de kirtanurile astea doar cu karatala. Deci eu vreau Kirtonul cu mridanga. Și Bihari spune, Gurudev, dar el știa, el nu se, deci el nu se lega cu gurul său, pentru că știa că o ia imediat la ceafă. Și îi spune, bine, eu o să achiziționez o mridangă. Și iată, seara, deci el ia mridangă respectivă și Jagna Das Babge începe să cânte și așteaptă ca Bihari să-l acompanieze. Bihari iarăși se uită la el, Jagna Das Babge iarăși își ridică ploapile și iarăși îi spune, și te uiți ca un bou la mine, cântă-ți am spus. Și Jag... Bihari începe imediat să cânte niște ritmuri foarte, foarte frumoase. Și care e morala? Deci morala este mukam karoti vachalam. Pan gomlan gate girim, iat vande și gunum dina tarma. Versetul spune că îmi ofer respectoasele mele plicăciuni lui care îl transforme pe cei muți în vorbitori, elocvenți și pe, le permite celor șchiopi să traverseze munții. Aceasta este grația

Și propada, deși îi certa uneori că voi sunteți discipoli de clasa a 10, nu nici măcar de clasa a 3, dar propada iubea și propada întotdeauna le lua apărarea. Și pot să vă peste sute, sute de povestiri, dar suntem limitați în timp, așa că haideți să facem acum o pauză de 10 minute în care ajuna ne încălzește în primele 5 minute cu o practică de pranayama sau orice practică la discreția lui Arjuna o vrea el. Și după aia revenim, haideți să revenim totuși la 6.05, vă mai povestesc o povestire și o să încheiem. Astăzi o să fie mai lungă, dacă cineva trebuie să plece, asta este, dar aș vrea să terminăm totuși povestirea de astăzi. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Bun, mulțumesc tare mult. O să începem să facem câteva exerciții de încălzire și până o să ajungem la partea de pranayama. În primul și în primul rând o să vreau să vă mișcați un pic corpul pe scaun, să veniți un pic la jumătatea scaunului, să stați cu spatele drept. Bun, foarte bine, coloana dreaptă și o să începem să încălzim zona gâtului. O să apropiem bărbia în piept și ducem capul pe spate. Inspirăm, ducem capul pe spate, Expirăm, aducem bărbia în piept. Încă o dată, inspirăm, capul pe spate, expirăm, bărbia în piept. Și ultima dată, capul pe spate, expirăm și aducem bărbia în piept. Bun, foarte bine. Acum o să ducem urechea dreaptă către umărul drept. Și schimbăm, ducem urechea stângă către umărul stâng. Întindem bine zona umărului. Bun, foarte bine. Și ultima dată, plecăm în partea dreaptă, în partea stângă, revenim în centru, lăsăm bărbia în piept și începem să rotim cablul în sensul acelor de ceasornic. Lent și relaxat. Capul pe spate, apoi venim către în față. Trei rotații către partea dreaptă și apoi ne oprim cu bărbia în piept și schimbăm sensul trei rotații către partea stângă. Bun, foarte bine. Și acum o să mergem către zona umărilor și începem să rotim umerii din spate, de, om de la omoplați către în față. Rotații ample, ample, ample. Bun, foarte bine și ultima rotație, ne oprim și schimbăm sensul. Mergem către în spate. Bun, ne oprim și acum doar ducem umerii sus-jos, pe lângă corp și treptat, treptat. Mai încine începem lent, mișcarea, da? Deci alternativ. Corpul rămâne drept, da? Coloana dreaptă, doar umerii mișcăm. Bun, și acum mărim viteza. Repede, 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 repede. 30 de secunde, mai avem încă 15 secunde și acum în ultimele secunde, viteză maximă. Bun, foarte bine. Și acum, odată ce ne-am încălzit, o să facem câteva exerciții de respirație. O să vă rog să întindeți palmele în față și să tragem și în timp ce tragem, expirăm. Inspirăm. Bun, foarte bine și ultima respirație. Bun, scuturăm brațele foarte bine. Acum inspirăm aerul, tot aerul, inspirăm și menținem respirația câteva secunde fără să expirăm. 3, 2, 1 și scoatem tot aerul. Bun, foarte bine. Încălzim bine palmele și le punem pe genunchi. Rotim în jurul rotulei, încălzim genunchii bine, bine, bine. Da? Bun, foarte bine. Și ușor lovim genunchii. Bun. Vă mulțumesc tare mult și relaxare plăcută în continuare. Bun. Haideți să continuăm discuția de astăzi. Și o să continuăm cu o altă uh, povestire, tot din cartea lui Ghirerat care se numește Îți voi construi un uh, templu. Și această narațiune se numește Oricând Maestru spiritual dă un ordin, el dă de asemenea și puterea de a-l executa. Deci ține minte, în prima parte el trebuia să aleagă unul dintre cele trei orașe, deci în final el a ales Mumbai, Bhavananda Swami a cumpărat lui biletul pentru a ajunge în Mumbai și iată, el povestește mai departe. Am mers de la stație de tren cu nerăbdare, dar suburbia din Juhu părea foarte departe. Pe măsură ce ne apropiam, zona mi s-a părut izolată, acoperită cu copaci și slab iluminată. Dar când am văzut posterele lipite pe copaci felinare care făceau reclama festivalului nostru și discursurilor lui și la propada inima mea a sărit. Apoi am văzut semne cu săgeți ce arătau calea către proprietate și entuziasmul meu s-a mărit. Străzile lungi și pustii din Juhu păreau să nu se sfârșească și m-am întrebat când în sfârșit voi ajunge acolo. Deodată am ajuns la o bucată de pământ verde împădurită cu palmieri și alți copaci. La intrarea în proprietate era un cort mare festiv decorat cu căptușeala albastră și albă cu o scenă ce adăpostea un set de zeități cu spatele la stradă și în spate, după pământul gol, era o clădire cu apartamente cu două etaje. Pe cât așteptam cu nerăbdare să întâlnesc toți devotații și să mă cazez, voiam să-l văd pe și la praopada, cât de curând posibil. Devotații trăiau în corturi și eu mi-am pus geamantanul și celelalte lucruri într-unul din ele și am mers să-mi văd maestul spiritual. Când praopada m-a văzut, el a deschis larg ochii, a zâmbit larg și a lăsat totul deoparte. El era încântat de întreg proiectul din juhu, și dorind să văd proprietatea, s-a ridicat și m-a însuțit personal în jurul acestei mergând lângă mine, dar... Uh, hotărind traseul. El a arătat toți cei cocotieri, erau 140 în total, și îmi spunea cât de dezirabilă este locația, fiind atât de aproape de plaja Juhu. Deci atunci, în anii 70, Juhu Beach era cumva așa o zonă mai foarte dubioasă. Acum, practic, este una din zonele cele mai cele mai scumpe din, din Mumbai. Și propadă spunea, că o să vedeți voi în, în 10-20 de ani, deci zona asta va fi cea mai, cumva, cea mai populată, cea mai bună zonă din, din Mumbai. Chiar și după ce am văzut totul, tot nu puteam să vizualizez ce va deveni acest loc, dar propadă spunea, și iată, cuvintele lui la propadă, într-o zi această proprietate, pământul și clădirile va valora zeci de milioane de rupii. În acele vremuri, această sumă era imaginabilă pentru noi. Tot ce aveam în bancă erau câteva mii de rupii. Și acestea erau rezultatul a un an și jumătate de muncă. Într-o dimineață, revenind de la plimbarea cu Shila Prabhupada și cu micul grup de devotați, Madhudvisa a arătat spre, proiect, spre proprietate și a exclamat O, Shila Prabhupada, ei în vest au Disneyland. Deci noi ar trebui să numim acest, acest proiect Hare Krishna Land. Și așa și-a căpătat proprietatea din Juhu denumirea sa, Hare Krishna Land, la fel ca faimosul parc de distracție american și noi aveam o figură centrală atrăgătoare, dar în loc să fie un personaj de desen animat, ar fi Krishna și incantarea de Hare Krishna Mantra. Propad m-a rugat să vin și să-l asist pe Madhudvișa, dar când am ajuns am auzit că Madhudvișa nu se descurca bine. El dormea până târziu, mergea pe la plajă și nu își făcea datorile sale de președinte al comunității. În final, a tras concluzia că Australia va fi un loc potrivit pentru el, va avea mai multe oportunități de a servi acolo și propada se aștepta că își va recapăta entuziasmul acolo. Devotatii nu rezistau în India, deci asta era problema. Deci ei, după, după câteva luni în India, fiind și foarte cald, în proiectele nu erau dezvoltate, ei trăiau în corturi, uh, ei aveau tot felul de boli infecțioase din cauza apei, mâncării, ei nu erau obișnuiți cu clima tropicală și nu rezistau. Și Mădădvișa era unul dintre, lista era foarte mare cu devotații care plecau. Uh, nimeni n-a spus nimic, atmosfera era încărcată cu incertitudine anxioasă. Din spatele măsuței sale joase, praopada s-a uitat în sus, direct la mine. Deci, Ghiriraj a spus el, vei deveni tu președintele comunității? Eu eram impitrit. Fără cuvinte, nu știam ce să spun. Nu era deloc ceea ce mă așteptam. De fapt, era ultimul lucru pe care mi l-aș fi imaginat. Deci, propada când spunea, trebuie să alegi trei orașe, Propada de fapt, vrea ca el să devină președinte, nu unul dintre aceste trei orașe, dar propada știa să negocieze. Pentru că el dacă i-ar fi din, din start, i-ar fi spus, tu vei deveni președintele, toți devotații vreau doar să predice, deci vreau să fie predicatori din asta, traveling, Sankirtan Party se numea. Și aia dacă tu devii președinte, de exemplu, asta înseamnă că toate tresnetele se descarcă în capul tău, asta înseamnă toate nemulțumirile și frustrările devotaților în capul tău se duc. Și deutații știau că vrei să fii... Deci dacă ești kamikaze, devine președintul comunității, nu nicio problemă. Și pe mare, Ghiriraș când aude, deci Ghiriraș, tu devii președintele comunității, el spunea, am împitrit. Eu venisem în Bombay să dezvolt programul membrilor de viață și nu aveam nici inclinație nici, și nici abilitatea de a administra. Proiectul acesta era la cu totul alt nivel, iar responsabilitatea era prea mare pentru mine. Totuși știam că obediența și mulțumirea maestrului spiritual sunt secretul succesului în conștiință de Krishna. Cumva am reușit să bălbăi, păi și la propada, dacă doriți, o voi face. Nu îmi plăcea ideea deloc, dar nu l puteam refuza pe maestrul meu spiritual. Așa să fie atunci, a exclamat și la propada cu un zâmbet luminos. O zi sau două mai târziu am mers în camera lui Prabhupada și m-am așezat în fața biroului său. Deci, acum Ghiriraj a început, întreaga responsabilitate al proiectului respectiv este pe capul tău. Eu m-am tensionat și el a chicotit. Nu înțelegeam de ce râde și la Prabhupada. Eu nu știam cum să mă simt. că vrea să spune, părea că vrea să pună sare pe rană rar mai avusesem asemenea gânduri despre maestru meu spiritual. De ce gândesc așa, mă întrebam. Dar de asemenea mă miram, cum poate și la propada să fie atât de insensibil cu mine? Eu ezitam să îmi spun această, să asum această responsabilitate și el mă ia peste picior, acum totul e pe capul tău și pe lângă asta mai și râdea. În același timp înțelegeam că maestru spiritual poate discerne ce e mai bun pentru discipolul său și bazat pe experiența mea cu Prabhupada știam că el a prevăzut că asumarea responsabilității acestui proiect va fi bună pentru mine, chiar dacă mie mi era greu să imaginez de la început. Deci chiar dacă discipul este greu să înțeleagă de ce a primit un anumit ordin, în timp el înțelege semnificația lui. Trebuia doar să mă predau. Auzisem că oricând maestru spiritual dă un ordin, el de asemenea oferă și puterea de a-l executa. Și știam că pentru ca proiectul să aibă succes, Propada va trebui să mă împuternicească, să acționeze în numele său. În orice după amiază, făceam arăte pentru zeitețile Radha Krishna pe scena din cort. Atrași de luminile dansatoare și de kirtanul bubuind din boxe oamenii, din prejur veneau și își parcau mașinile pe stradă sau pe pământul nostru, iar Propada vorbea unei audiențe de aproximativ 500 de oameni în fiecare seară. În ultima noapte, în acel cort al lui Prabhupada a vorbit despre cei șase gosuame și sentimentele lor de separare de Krishna, unde deam seama că se adresa devotaților și că vizitatorii nu puteau înțelege, dar el a vorbit cu ei pentru jumătate de oră și apoi a început să vorbească cu noi, deci lecția era de fapt pentru devotații. El a citat ultimul verset din Shad Goswami ca versetul 8, care vorbea despre starea de separare pe care o simțeau cei șase sfinți Goswami față de divinitate. Când Prabhupada vorbea, am început să-mi dau seama ce face. El curând va părăsi bombeiul și știind că vom fi separați de el, ne pregătea să intrăm în această stare de spirit de a înfăptui serviciul nostru în separare cu maestrul nostru spiritual. Și la propadă de exemplu, că a fi în proximitatea maestrului spiritual nu neapărat înseamnă o mare realizare, pentru că un țânțar de asemenea se așează direct pe corpul maestrului spiritual, dar nu neapărat pentru a-l servi. De aceea, discipolii care au experiență și discipolii predați și servesc maestru spiritual în separare, în misiunea maestrului spiritual, Acolo unde sunt uh, ei uh, trimiși. Dar discipolii începători trebuie să primească cât mai multă asociere. Vapu cu Maestru Spiritual. Deci, Vani înseamnă asociere la nivel de instrucțiuni, și Vapu înseamnă asocierea fizică cu Maestru Spiritual, la fel cum copiii, cât sunt mici, iau nevoie de cât mai multă asociere și protecție din partea părinților pentru a se dezvolta. Dar, deja când copiii cresc, atunci ei își iau viața în mâini și a, a rămân prieteni cu părinții, dar în același timp rămân independenți. Deci nu independenți de părinți, dar în sens că ei singuri și aranjează viața, fiind educați de părinții săi. A, el curând va părăsi bombeiul și știind că vom fi separați de el, ne, pregăteam, ne pregătea, ne să intrăm în acea stare de spirit în serviciul nostru, de separare cu maestru spiritual. Neavând puterea să mă opresc, am început să plâng. Bun. Acum, o realizare cheie a lui Ghiriraj Swami în această povestire este, sunt cuvintele, el spune, eu trebuia să mă predau lui și la Prabhupada, pentru că oricând maestru spiritual dă un ordin, el dă de asemenea și puterea de a-l executa. Și aș vrea să ofer câteva explicații al acestei afirmații. În primul rând să ne reamintim că există două tipuri de instrucțiuni pe care le primim de la maestru spiritual. Primul tip de instrucțiuni se numește Sarva Kalika. Da? Sarva Kalika înseamnă instrucțiunile generale pe care le primim. Cum ar fi, de exemplu, trebuie să încantăm 16 runde sau instrucțiunea de a urma cele patru principii regulatoare sau instrucțiunea generală, este important să studiem Bhagavad Gita și Srimad Bhagavatam zilnic, să înfăptuim programul de dimineață zilnic, pentru că fără programul de dimineață, fără sadăna de dimineață, noi nu avem putere să facem față energiei luzorii pe parcursul uh, zilei. Și, deși aceste instrucțiuni sunt generale, nu neapărat înseamnă că ele nu sunt importante. Ele sunt foarte importante. Totuși, ele sunt generale. Al doilea tip de instrucțiuni, cum vedem aici pe screen, se numesc TAD-Kalika, ceea ce înseamnă instrucțiunile personale care sunt oferite de maestru spiritual. De exemplu, dragă cutare, cutare, tu trebuie să deschizi un centru în orașul cutare. Sau, dragă cutare, cutare, tu trebuie să devii un consilier spiritual. Sau tu trebuie să devii un membru al Consiliului, sau tu trebuie să ții cursuri de filozofie vedică, sau tu trebuie să ții cursuri prin rețelele de socializare sau tu trebuie să faci videori pentru promovare, sau tu trebuie să organizezi programe de namahată, și așa mai departe. Deci acestea sunt instrucțiunile directe. Da? Tu nu singur spui că A, eu vreau să devin președintele comunității, sau eu vreau să organizez namahată, sau eu vreau să devin un consilier spiritual. Deci așa nu se fac lucrurile. Da? Lucrurile vin de sus, lucrurile vin în forma ordinului maestrului spiritual sau reprezentanților maestrului spiritual. Și aici aveam un detaliu foarte interesant. Gorcu Vindamara își spunea un lucru în cărțile sale. El spunea că dacă maestrul spiritual nu ți-a oferit ție personal niciodată nicio instrucțiune personală, asta înseamnă că el te-a păcălit. Asta înseamnă că el pentru tine nu este teacher, he is a cheater. Dar de ce el este cheater pentru tine? Nu pentru că el este cheater. Pentru că el vede că tu nu ai nivelul spiritual de a realiza practica acea instrucțiune. Și pentru a te proteja pe tine de gurora vaghia, de situația în care tu vei primi o instrucțiune și o să o ignori, maestru spiritual poate să-ți ofere ceva sugestii, dar dacă vede că nu, el atunci spune, ok, dă bun, bun, lasă. Deci, așa, dar... Cum se manifestă, prin ce se manifestă încrederea maestrului spiritual față de discipol? Încrederea gurului față de discipol se manifestă în forma ordinilor directe. Dragă cu tare, fă lucrul ăsta. Asta vreau de la tine. Asta vreau pe parcursul segmentului de timp cu tare, cu tare, timp de o lună vei face asta. Sau asta vreau pe o viață ca tu să faci. Da? Vreau toată viața ta să faci acest serviciu. Și când noi primim acest gen de instrucțiuni, e, uh, cum se numește locul în care noi servim maestru spiritual cum ai spus? Prabhu Data, da, sau Prabhu Desha Data, da, mulțumesc mult, Bacchisna, deci Prabhu Data. Deci maestru spiritual ți-a spus, uite, asta este serviciul tău în locul cu tare. Și asta devine Prabhu Desha Data. Prabhu Data înseamnă locul în care tu, servindu-ți maestru spiritual, atingi garantat perfecțiunea vieții spirituale. Propa scrie despre acest lucru în comentariile sale. Dar iarăși spun, acest lucru este posibil când guru are încredere în discipolul său. Și fără îndoială, când maestrul spiritual oferă o instrucțiune directă, tatcalica, discipului său, împreună cu acea instrucțiune vine și puterea de a realiza instrucțiunea respectivă. De exemplu, și la Bactisidanta Sarastea a spus lui Prabhupada, tu trebuie să răspândești cunoașterea vedică în vest, oamenilor care vorbesc limba engleză. Bhaktisiddhanta nu i-a spus, tu trebuie să te cărți, tu trebuie să comentezi și mă Bhagavatam, tu trebuie să te duci la Sumati Moraji -ă și să-i ceri biletul pe vapor, la duta și trebuie să mergi neapărat în New York. El a dat o semință, o instrucțiune în formă de bija. Și mai departe și la propada și-a pus capul în mișcare. Da? Și el a făcut un gen de environment scanning timp de mulți, mulți de zeci de ani, și el a cântărit, să merg în Europa, să merg în Statele Unite, să merg în Europa, să merg în Statele Unite. Și până la urmă el a înțeles că, de fapt, Statele Unite sunt mai proeminente în lume și a început să gândească, și dacă merg în Statele Unite, unde merg? Și el a cântărit, New Yorkul, este centrul lumii occidentale. Eu trebuie să ating, să merg în New York pentru, pentru că dacă oamenii din New York acceptă cunoașterea, automat se va răspândi în toată lumea. Și exact acest lucru s-a întâmplat. Deci prin instrucțiune vine și puterea de a realiza uh, instrucțiunea respectivă. Dar această putere este acceptată, accesată atunci când discipul este predat, atunci când discipul este trup și suflet acceptat instrucțiunea. Chiar dacă el nu înțelege cum o să facă acest lucru, țineți minte, și la propada chiar și pe vapor, pe Jaladuta, el spunea, Krishna, make me dance, deci you brought me here, deci tu m-ai adus aici. Deci, probabil, după prima seară de o plimbare prin Boston, propada era șocat. <laughs> și Prabhupada îi spune, deci în rugăciunea aia pe care l-a scris-o după asta, îi spune, unde mai ai adus? Deci, bun, deci unde mai ai adus? Oamenii aici sunt compleșiți complet de modul ignoranței, de modul, de modul pasiunii, dar bun, dacă tot mai ai adus încoace, fă-mă să dansezi. Deci eu sunt doar o o păpușă în mâinile tale, sunt o marionetă în mâinile tale, fă să dansezi, deci probabil tu ai ceva, un plan. Și propad gândea că eu probabil voi iniția doi, trei discipoli și repede fug înapoi în vrindavană și eu mi-am făcut, I've done my job. Și propada spunea că lucrurile pe care Krishna le-am în plan erau mult mai mari decât eu puteam să mi imaginez atunci la fața locului. Dar Propada a acceptat în serios instrucțiunea, el a durat zeci de ani ca el să o realizeze practic și când el a început să o realizeze, lucrul a început să se desfășoare, el a înțeles că it's beyond me, deci lucrurile erau dincolo de așteptările lui pentru că el s-a sincronizat cu planul divinității uh, supreme. Acum aveam un verset foarte frumos aici în Kathopanishad, uh, în care se spune, cel care prede cunoașterea trebuie să fie calificat, dar și cel care învață trebuie să fie la fel de calificat. Numai atunci legătura dintre guru și șișa capătă sens. Deci, ce este calificarea unui discipol? Este abilitatea de a urma instrucțiunile și disciplina care este impusă de Maestru Spiritual. Și duminica viitoare noi o să auzim că You can delay an instruction but you cannot deny it. Deci, tu poți să întârzii cu realizarea unei instrucțiuni. Dar dacă tu ai primit instrucțiunea directă, tu n-ai cum să o respingi. Pentru că dacă o respingi, gurora va Tu o ofensă față de maestru spiritual. Dar și maestru spiritual este foarte atent cui oferă instrucțiuni directe. Da? Pentru că dacă discipul nu este capabil să o înfăptuiască, el va comite o ofensă. Și prin mare, maestru spiritual este foarte, foarte atent cui oferă instrucțiuni directe, mai ales instrucțiuni serioase. Acum, haideți să ne aducem aminte despre uh, acel citat frumos în care și-l apropa de explica diferența dintre un uh, devotat și un discipol. Deci există o diferență dintre aceste... Eu țin minte și vreau să vă deci când noi am început aici uh, lucrurile la București, l-am spus, Rada Guvinda, you should make me disciples, not devotees. Și eu cumva eram vreo Ok, văd care e diferența. Și după aia eu am dat de, de citatul respectiv după un an sau după doi și am înțeles, dar uh, e o diferență. Și haideți să auzim care este diferența. El spune: un devotat este cineva care crede în Dumnezeu ca personalitatea supremă. Deci cred că toți ar putea să subscrie la încrederea în supremă personalitatea Divinității. Corect? Dar un discipol este cineva care respectă cu strictețe și practică cu strictețe disciplina. Cine vrea să ridice mâna acum? Suzie. Suzie, o okay. rundă de aplauze. <laughs> Există o diferență, iar pentru a te întoarce la Divinitatea acasă, o persoană trebuie să devină un discipol al unui guru de bună credință și să se purifice prin acel proces de disciplină. Persoana credincioasă, deși este un devotat, deci diferența dintre o persoană credincioasă și un, și un discipol, el nu este neapărat un discipol, chiar dacă a fost inițiat. Atenție! Repet, persoana credincioasă, deși este un devotat, nu neapărat este un discipol, chiar dacă a fost inițiat. Inițierea poate să rămână o formalitate doar. Inițierea se oferă ca o posibilitate. Ai e marea glumă, deci a doua inițiere, devii braman imediat. Nu. Deci inițierea braminică înseamnă ți se oferă o posibilitate. Deci tu când ai intrat la facultate, nu înseamnă că imediat ai devenit profesor în medicină. Nu, ți se oferă acum o posibilitate să înveți 5 ani medicină și după aia să ai mestratul și să, să devii doctor. Nu? Deci să scrii din, din, cum disertația, dar și să devii doctor. Aia nu înseamnă că în momentul în care ai intrat la facultate, gata, ești doctor. Același lucru cu inițierea. Ți ți oferă, mai astăzi spiritual, se oferă mantra. Hare Krishna mantra în timpul inițierei. Nu înseamnă că gata, eu sunt scris în cartea veșnică a divinității acum. Nu, ți s-a deschis calea, dar tu trebuie să urmezi procesul pentru a atinge perfecțiunea. În mod similar, a două inițiere, braminică. Ți s-a oferit firul sacru, dar nu neapărat înseamnă că tu ai devenit brahmană. Tu, 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 tu ai devenit work in progress. Tu ai început calea de a acum la calități breminice. Și propada încheie citatul, o spune în inițierea, este doar un aspect ce ține de inimă, nu doar o formalitate sau o ceremonie. Dar, din păcate, în zilele noastre totul este foarte, foarte sintetic, pe alocuri artificial. Și chiar și discipoli ei rămân sintetici, deci cumva artificiali, dacă nu acceptă în inima lor, nu acceptă ideea de supunere față de maestrul spiritual, față de succesiunea disciplică, față de uh, maestrul său spiritual și dacă rămâne la un nivel impersonal în relație. -aș, o să, a, a, deci pot să dau exemple ce înseamnă impersonalism în relația cu maestrul spiritual, dar o să vă doară. Deci o să o să las pentru un cerc mai restrâns puțin. Bun. Haideți să ne amintim acum despre calitățile unui discipol veritabil care sunt descrise în Hari Vilasa. Deci dacă tot vorbim despre cum prin instrucțiune un discipol primește puterea de a o realiza mm. și dacă vorbim despre calitățile unui discipol care acceptă cu toată inima instrucțiunea maestrului spiritual. Și haideți să vedem o serie de versete foarte frumoase din capitolul 1 din Hari Bhaktivilasa, în care Sănat Nagoswami spune Calitățile unui discipol sincer, în mantra muctavalei se spune, un discipol sincer este credincios, glorios, umil, plăcut ochilor. Deci, plăcut ochilor înseamnă, nu arată ca un haimanat din ăla care e îmbrăcat ca un boschetar. Deci plăcut ochilor înseamnă, arată ca o persoană decentă. Eu țin minte, eu când trăiam în Brămăcearea așa, era în 93, cred că, și noi am închiriat un teatru, era teatru cehos din, din, din Chișinău, din Republica Moldova. Și eu mi-am invitat părinții. Și devotații m-au rugat ca eu să țin lecția. Și eu am ținut lecția și gândeam că acum mama mea, deci ea o să vină la mine, o să mă îmbrățișeze, o să mă sărute în frunte și o să spună, fiul meu, deci tu ai ținut o lecție excelentă. Și după părerea mea, lecția era ok, adică lecția era, era, era bună, dar primul compliment care mi-l spune mama, deci mama se uită la cea și spune, tu ai cu 20 de minute. Deci tu dacă vrei ca voi să aveți persoane decente la centrul vostru, voi trebuie să începeți programul exact la timpul la care l-ați unanțat. Și eu eram, oh, ok, mamă, bun, mulțumesc. Și după aia, și ea, încoace cu mine, fiule. <laughs> <laughs> Hai la <o> oglindă. Și <laughs> 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 eu aveam o curta care, știți cum, sunt tricourile pe care le poartă bărbații bă de obicei băieții, sunt tricouri din ele, care au vă trei ani deja și la care gulerul e deja nu doar lărgit <laughs> și cu găurele, dar era un guler lărgit și încă și pe o parte cumva așa și era șifonat. Și mama zice orice ai fi spus tu acolo deștept, deci eu oricum n-am auzit ce ai spus tu. <laughs> eu mă uitam la tricoul tău. <laughs> <laughs> Pentru că tu m-ai făcut de râs. <laughs> eu nu te-am educat să fii un boschetar pe scenă. <laughs> Și după aceea... <laughs> Asta se întâmplă când băieții n-au soții. <laughs> după aceea, deși eu eram foarte... <laughs> înainte de fiecare, lecție publică, deci eu mă râdeam pe față, eu mă îmbărcam, eu îmi călcam curta. Și toți colegii mei din așa îmi spuneau, Radaguminde, tu ești în maia. Pentru că noi nu călcăm curtea niciodată. Asta doar grihasă de căzuți fac. Dar mama era vart mă prădat și gură trebuia să o ascult. Deci asta înseamnă, după aia șastră confirmă, da? că un discipol, deci el trebuie să fie plăcut ochilor, <laughs> el trebuie să fie sincer, pios, inteligent, onest, să nu fie un ipocrit. fără poftă și furie, devotat picioarelor maestru spiritual cu corpul, mintea și cuvintele, devotate către suprema personalitate a divinității zi și noapte. Un discipol trebuie să fie sănătos. Cum credeți de ce? Care e problema cu cu boala la, la un discipol? cine are vreo idee. De ce trebuie să fie sănătos? Boala împiedică serviciile, boala împiedică avansul tău spiritual. Shariram adhya calu dharma sadhana. Sadhana începe cu grija față de sănătatea ta fizică. Dacă ești prea slab, dacă ești prea obez, dacă ești palid la față, dacă nu mănânci corect, dacă nu faci exerciții pentru a menține corpul, corpul, începând cu 40-45 de ani, o să se răzbune pe tine, dacă n-ai avut grijă de el. Și el va deveni un obstacol în avansul tău spiritual. De ce? Deci, un discipol, calificarea unui discipol, trebuie să fie sănătos, fără păcat, credincios, întotdeauna loial venererii semizeilor, brahmanilor și străbunilor. Următoarele calități. El trebuie să fie tânăr. <laughs> Propada, deși era în vârstă, el era foarte, avea foarte multă energie. Total în controlul simțurilor sale și gentil. O persoană care are aceste calități și alte virtuți este calificată pentru inițiere. Și versetul din Shimat Baghutan spune: Un discipol veritabil nu este mândru, nu este invidios. Este diligent, eliberat de falsă posesivitate, un prieten sincer al maestrului spiritual, dornic se învețe adevărul, nu este ostil cu alții și evită conversațiile utile, cum ar fi pragealpa, bârfile, critica, căutarea de cusururi și alte sporturi naționale pe care le avem aici la București. Bun. Acum mai departe, începând cu versetul 64 din tot din capitolul 1, Sanatna Gosfame vorbește despre. Discipolii care trebuie respinși. Și un lucru interesant, deci nu neapărat că Maestrul Spiritual, odată dacă te-a acceptat, gata. Deci dacă începi să manifesti calități, hai să spunem, demonice, el poate să te respingă. Și haideți să le auzim ca să evităm acest lucru. Deci cei ce trebuie respins. Și în Agastea împită, se spune, cei care sunt leneși, murdari, agitați fără motiv, sonat Năgosfame spune. Deci noi uneori suntem agitați, n-ai încotro, viața materială ne agită. Dar agitați pentru că n-ai ce face. Și deci, agitați, ești mental. Nu? Mândri, zgârciți, nenorociți, bolnavi, furioși, pasionali, lacom după plăcerea simțurilor cuprinși de invidie și ostilitate, trișori, plin de cuvinte dure, lacom după acumularea de avere fără motiv, înșelători, cei ce sunt dușmănoși față de cei învățați, cei ce se consideră a fi cei mai deștepți, eu știu mai bine, care nu-și respectă jurămintele, jurămintele de inițiere, vicioși, care își câștigă viața prin metode necinstite, care sunt duri și jignitori. Mai departe. Aici putem toți să subscriem la prima parte. Mâncători vorace, cruzi, răi la inimă, degradat și păcătoși, cei mai josnici oameni, cei ce au aceste defecte și alte neajunsuri, care nu se îndepărtează de ceea ce nu trebuie făcut și care nu pot accepta urmarea învățăturilor maestrului spiritual trebuie respinși. Ei nu sunt capabili de a fi discipoli. Maestru spiritual ce acceptă astfel de discipoli devin obiectele mâniei supremei personalității a divinității. În această viață ei ajung la sapă de lemn și sunt abandonați de cei apropiați, iar la finalul vieții ajung în infern. În final ei se nasc animale. Deci te pune pe gânduri această descriere. Dar ea nu degeaba se află în care Bhakti Vilasa, pentru că maestru spiritual trebuie să fie atent la persoanele cărora le oferă inițiere, dar și noi ca discipul trebuie să știm atât calitățile pozitive pe care noi trebuie să le dezvoltăm și calitățile negative descrise aici de care noi trebuie să ne eliberăm inima. Și atunci un discipol care este un work in progress, deci care și-a pus scopul, eu vreau să-mi transform inima, eu vreau să-mi depășesc condiționarea mea karmică, eu vreau să ating perfecțiunea vieții spirituale. Eu vreau să am o relație personală cu maestul meu spiritual. Nu impersonală, dar personală cu maestul meu spiritual. Acest gen de discipoli, ei sunt numiți de comentatori, ei sunt numiți cu următorul titlu. Ei se numesc Snigda shisha. Iată cum vedem aici pe, pe slide. Snigda shisha. Cuvântul Snigda înseamnă afecțiune. Ați auzit în calitățile pe care le descrie Hari să Sanat Nogosvami spune că. Cine este un discipol este un prieten al gurului său, deci el este prietenos cu maestru sau spiritual. Cine este un prieten, după definiție? Un prieten își abandonează propriile interese în interesul prietenului său, deci el este din zona sa de confort în interesul prietenului său. Și asta se referă și la snig da shisha, adică la un discipol care este afectuos față de maestru său spiritual. Și uh, Snigda înseamnă afecțiune, snigda înseamnă loialitate, uh, snigda înseamnă de asemenea smerenie, sau a fi umil în fața maestru spiritual, exact ca și un vițel blând. Și iarăși întâlnim această um, metaforă. Deci deseori discipulul este cum, uh, comparat cu un vițeluș. Un vițeluș care el dorește lapte, el dorește cunoaștere de la mama uh, văcuță. Și el este foarte atașat de maestrul său spiritual, deci vițelușul este atașat de mama sa. Cum se manifestă atașamentul discipolului față de maestrul său uh, spiritual? În primul rând, discipolul predat rezonează, deci el apreciază, el îndrăgește lecțiile maestrului său spiritual. Lecțiile prin care el își transmite valorile sale interioare. El apreciază stilul de viață al maestrului său spiritual, exemplul lui de dedicare, exemplul lui care se numește Seva Vriti. Deci ce este Seva Vriti? Guru nu neapărat trebuie să aibă o stea în frunte, deci să fie, nu știu, enciclopedie pe picioare. Guru înseamnă, tu vezi cum el și-a dedicat toată viața lui misiunii tatălui său, el este fiul tatălui. Deci el promovează misiunea maestrului său spiritual. Asta înseamnă a fi discipol. Tu admiri calitățile caracterului Maestrului tău spiritual. Tu simți o inspirație profundă atunci când studiezi și când asculți învățăturile pe care le oferă Maestrul Spiritual, dar faci acest lucru cu vișva sau guru vachesu, cu o credință totală în cuvintele Maestrului Spiritual. Vishwa sau înseamnă convingere. Guru, Maestru Spiritual, vachesu înseamnă. Cuvintele maestrului spiritual adaug mucat și toat. Ele sunt hrana ta, este lucru pe care tu îl faci zilnic, ascultând instrucțiunile maestrului spiritual. Doamne ajute că noi avem YouTube și avem alte lucruri prin care putem întotdeauna să ne reconfirmăm credința noastră și interesul nostru față de mesajul maestrului spiritual, ascultându-l zilnic. Swamim din atvă Bhavana, noi ascultăm acest mesaj cu smerenie, cu supunere, cu predare. Din atvă Bhavana înseamnă ca o persoană foarte umilă, nu ca, ia hai Guruji, povestește ceva nou interesant, pentru că lucrurile vechi le-am auzit de 100 de ori deja. Ceva, nou, Guruji? Deci nu, fă, nu, Swamim din Atva Bhavana. Manado ce aceea ceva, deci cu atenție, cu concentrare, fără a dormi, fără face scroll în telefon, fără a vorbi cu vecinul. Deci, cu maximă concentrare, tu asculți mesajul maestru spiritual. Asta, apropo, este, asta este diferența dintre a asculta înregistrarea și a asculta live. Da? Pentru că când... Cum fac devotații când ascultă înregistrarea? Ei mănâncă pizza, ei sparg semințe, da? ei... Nu știu, în paralel răspund la un SMS. Deci, cu alte cuvinte, atitudinea... Se dezvoltă un gen de atitudine cumva așa, foarte easy. da? Dar tu când ești prezent, uh, samskara, care, amprenta care rămâne în conștiința ta este mult mai profundă. De deci, ce lecțiile care, care, au fost ascultate în live de la maestrul spiritual, ele rămân în inima. Înregistrările sunt un gen de vitamine. Deci, și de ce mulți devotații ei încearcă cumva să-și construiască relația cu guru pe vitamine, dar it doesn't work. Prezent. Tu trebuie să fii fizic prezent. Să-l vezi pe gurul tău, Uh, și s-a scos de la el uh, mesajul lui, care nu este un mesaj intelectual, dragi deputați. Este și intelectual, dar el este mai mult, el este șabda brahma, este energie spirituală în formă de cuvinte care pătrunde în inimă, nu neapărat la nivel de intelect. Și de aceea e Kathayam Nishalam Matihi", deci cu inteligența, cu intenția de a aprofunda și de a analiza informația pe care noi am primit-o din diferite unguri până la înțelegerea și realizarea completă, dar iarăși, încă o dată, repet, este ceva dincolo de realizarea intelectuală. Deci este legătura aia de la inimă la inimă și e dincolo de cuvinte. Acum, încă o calitate foarte importantă al unui snigda și este calitatea care se numește șaralata. Cine ține minte cum se traduce ta? Are rada ține minte de ce? Pentru că ea mi-a dat odată o întrebare despre uh, nu neapărat despre această despre acest lucru, despre această calitate, dar eu i-am răspuns și i am povestit despre ta. Și i-am răspuns, dacă nu mă înșel, acum 2 ani și fata ține minte. Și asta e un lucru foarte frumos. Că tu ții minte. Cine mai ține minte? Cum se traduce șarălta? ta? calitate extrem de importantă pentru un discipol. Care în arasă? Simplitate. Simplitate. Foarte bine. Haideți să vedem traducerea cuvântului șarălăta. Deci șarălătă înseamnă franchețe sau franc, deci cel care își spune deschis gândurile, care are un caracter simplu, deschis, el este loial, cinstit, care spune lucrurile pe față, da? Deci el nu, nu se teme. Da? Nu se teme. Deci el nu este cărcotaș, da? El spune lucrurile pe față. De ce? Pentru că nu este invidios. Persoanele invidioase spun lucrurile după spate. Când tu nu ai invidie, tu ești capabil să spui lucrurile uh, simple, în simplu, în mod uh, deschis. Și șaralta de asemenea, înseamnă abilitatea de a nu distorsiona informația și de a nu avea distorsiuni cognitive. Deci, cineva, nu știu, din neatenție nu te-a salutat, o, oh, el este dușmanul meu, pentru că puh, și mintea noastră desface firul ăla de păr în 10.000 de uh, bucăți. Uneori șaralata, de asemenea, se traduce ca coacibilitate, deci, adică abilitatea sau ascultare, deschidere față de coach, față de antrenor, față de maestru, față de guru. Și haideți să vă citesc un pasaj din răspunsul pe care l-am oferit lui Ara Rada, acum câțiva ani, în care am scris niște, niște lucruri, m-am gândit că mai bine să le, să le citesc ca să fiu mai, mai precis în această explicație. Deci, dacă un sportiv, un discipol, discipola, are această calitate șara la ta, de a spune pe față, deschis, ceea ce gândește și nu distorsionează informația în interesul personal, atunci, chiar dacă discipolul la început nu a fost înzestrat de Dumnezeu cu cel mai mare talent sau cu cele mai multe abilități, antrenorul sau gurul, mentorul, devotații, seniori, vor fi totuși capabili să-l ridice pe acest sportiv, pe acest discipol la o performanță excelentă. Fără șară relația cu un maestru spiritual și cu alți discipoli sau membrii din sanga va rămâne inutilă și neproductivă. Și la propadă de dea exemplu. Deci odată un antreprenor a făcut un casting pentru a-și angaja niște angajați în compania sa. Și a fost primul a intrat, prima candidatură a intrat, el era foarte calificat, el a povestit, am lucrat acolo, am lucrat acolo, deci am lucrat și acolo, și acolo, și am primit salariu cu tare și salariul cu tare și am primit medalia cu tare și am diploma cu tare, cu tare. Tot peretele meu este în diplome. Am terminat trei facultăți, la, la, la. Și după aia intră al doilea care spune, n-am nicio diplomă, n-am învățat nicăieri, n-am mii de ore de lucru, am lucrat și eu pe aici colo, dar îmi place foarte mult compania voastră și vreau să lucrez la voi. Deci vreau cu adevărat să vă ajut. Și ceilalți angajați, deci așteaptă decizie pe care trebuia să o ia șeful. Și șeful spune, angajăm a două persoană. Și toți erau șocați. Deci, cum? Deci primul are diplome, mii de ore lucrate, deci are experiență. Și șeful spune, ați observat cum prima persoană a deschis și a închis ușa după sine? A deschis-o cu piciorul și după aia când a ieșit nici măcar n-a închis ușa după sine. A doua persoană era foarte umil. A deschis ușa frumoșel, s-a prezentat frumoșel, sincer, a fost deschis, a spus, n-am calificare, dar vreau să învăț. Și după când a plecat, el a închis ușa după sine. El are coachability, el are potențialul de a învăța. Și de aceea eu îl angajez pe el. Pentru calificarea profesionistă, îl învăț într-un an, doi, el devine profesionist. Și când această calificare profesionistă se pune pe un fundament de smerenie, de coachability, noi primim the best of two worlds. Pe când persoana îngânfată care Gian Maișoare așută și Birea de mâna madă puman, sunt îngânfat de frumusețea mea corporală, de intelectul meu, de bogăția mea, de resursele mele, el nu este coacibil. <laughs> Tu nu poți să-l înveți, pentru că el este mândru. El nu este șara la ta, el nu este simplu. Și durează ani să-l dezveți, să-l înveți, să devină umil și după aia să-i oferi lui o anumită sau ei o anumită calificare. Bun. Fără șara la ta, de asemenea, e foarte greu să rămâi în comunitate. De ce? Pentru că în comunitate tot timpul se întâmplă lucruri, în sangha se întâmplă lucruri. Devotații e sportul lor național să te împungă cu ceva, să te atingă cu ceva, să-ți facă observații, să cumva să, te, să ți creezi ca tu noaptea să nu prea dormi, să-ți faci runde adiționale, adiționale. Sau, sau, să citești Bhagavad Gita. Krishna, deci nu mai pot. Na? Deci, și dacă nu ești simplu, cum Prabhupada spunea, Krishna consciousness is so simple that you'll miss it. Conștiința de Krishna e simplă pentru oamenii simpli, pentru oamenii care sunt foarte complicați. Practica asta este foarte, foarte complicată. Adică discipul nu va beneficia de o transformare interioară și de un avans spiritual tangibil. Nu are rost să vii la un doctor așteptând ca el să te vindece fără a-i deschide exact descrie exact și sincer care sunt simptomele. Deci, în un aspect al lui Charlotte, tu îi spui direct maestru spiritual care sunt problemele tale. Tu nu faci acest lucru într-un mod cronic. Deci, a, guru vine la București, trebuie să-i povestesc problemele. <laughs> nu, dacă sunt probleme și tu nu știi să le gestionezi, cum și, și Văram Maraj, deci ne învăța, că când aveți o problemă, un dubiu, primul lucru, prima resursă pe care voi aveți, voi aveți cărțile lui și la propada. Voi căutați răspunsul în cărțile lui și la propada. Dacă nu aveți creier să înțelegeți instrucțiunile lui și la propadă, vă adresați mentorului vostru spiritual. Și doar în cazul, sau devotaților seniori, și doar în cazul când și devotatul senior, și mentorul spiritual nu este capabil să-ți risipească îndoielile, atunci vii la maestru spiritual și discuți cu el deja. Da? în problema respectivă. Uneori, discipolul își ascunde viciile din cauza fățărniciei și dorinței de a apăra în exterior mai bun sau mai bună decât el sau ea este de fapt. Acest viciu se numește capatia. Capatia înseamnă crookedness, strâmbitate sau minte sucită sau fățărnicie. Și aveam o zicătoare bengaleză și la Gorgovina Maraj deseori repeta acest verset. El spunea Sadu Guru Mahajana Patita Pavan Kapatya Pavana Noi. Sadhu și maestrii spirituali sunt eliberatorii celor de decăzuți și degradați, dar în ciuda puterilor sale transcendentale extraordinare, ei nu sunt capabili să elibereze pe cei care rămân fățarnici, duplicitari și strâmbi în inimile lor. Deci fără calitatea asta de șaralata, chiar și cripa directă, mila directă al maestrului spiritual nu va, funcționa. Bun, acum există, șaralata este o, calitate al unui discipol care se numește snig de șișă. Cum se traduce snic dacă am uitat? Cine și amintește? Ce înseamnă snic de? Deja am uitat. Nu? Deci, Snigdha Shisha, Care este traducerea calității de Snigdha Shisha? Are rada? Cum? Veritabil, care au o anumită calitate. Afecțios. Deci el are afecțiune față de maestru spiritual. El are atașament, dragoste față de gurul său. Asta înseamnă Snigdha Shisha. Și există trei tipuri de Snigda Shisha le vedem aici pe screen. Primul tip se numește cei care au trișna. În sanscrită trișna înseamnă sete. Da? Trişna înseamnă cei care au urechele însetate. Și cum credeți despre ce este vorba? Dorința de a asculta prezentările, lecțiile, explicațiile maestrului spiritual. Deci asta înseamnă trișna. A doua categorie de snig și sunt vitrișna. Deci vitrișna înseamnă au urechi intens în setate. Deci ei zilnic ascult înregistrările maestrului spiritual, ei citesc cărțile maestrului spiritual, articolele maestrului spiritual. Da? Deci ei sunt atașați, dependenți de mesajul maestrului spiritual. Și avem cei care sunt avitrișna, cei care au urechi intens, Insetate, da? care niciodată nu se satură dorind să audă tot mai mult și mai mult. Stați imediat, mi-am pierdut. Ah, uite aici. Ah. Deci ei sunt obsedați da? de, de, de laptele care vine de la mama văcuță, de la maestru spiritual, de la cunoașterea spirituală. Și atâta anume, acest gen de discipoli, ei avansează spiritual fără obstacole, pentru că un semn că ei au depășit obstacolele este descris în acest verset foarte frumos din Shimat Bhagavatam în care se spune nasprișanti, deci nasprișanti înseamnă că ei nu sunt atinși sprișa, sparșa ei nu sunt atinși de șoca și moha, de iluzia și lamentația lumii materiale ați observat că noi când sadana noastră este proastă noi avem starea aia de frică despre ce o să fie în viitor, după aia anxietate, deci anxietate, ceva nu e în regulă, ceva nu-mi place, deci ceva trebuie să fac, deci nu pot să fiu doar satisfăcut în mine. Da? Și lamentați, oh, de ce am făcut asta, de ce am spus prostia asta, da? și da, viața mea nu e chiar bună, și povestea aia, bluzul ăla al minții, da? care l-auzim în fiecare seară, sau poate fiecare dimineață chiar. Și care este soluția? Care este remediul? Remediul este mesajul pe care discipolul îl aude de la maestru spiritual. Și versetul spune Dragul meu rege, taie bipanti. Bipanti înseamnă a consuma, a bea. Deci, dragul meu rege, în locul în care trăiesc devotații puri, urmând regulile și regulamentele și astfel angajați cu conștiință pură și cu mare entuziasm, în auzirea și încântarea glorilor supremei personalități a Divinității, auzirea înseamnă auzire de la Maestru Spiritual. În acel loc, dacă cineva primește șansa să audă acea reversare constantă de nectar, ce este exact ca valurile unui râu, el va uita necesitățile vieții, adică foamea și setea și va deveni imun la tot felul de frici, lamentări și iluzii. Deci, asta este arma cu care discipolul combate modul ignoranței, modul pasiunii și acele stări depresive care sunt generate de, de modurile respective. De ce? Pentru că conștiința noastră nu este spiritualizată prin Krishna Kata, prin mesajul care este oferit de a, maestrul spiritual. Asta înseamnă că nu suntem snic de șișea, suntem poate discipoli de clasa a treia, poate clasa a doua, dar nici de cum de clasa a, superioară. De aceea ne trebuie să ne străduim să devenim discipoli de clasa superioară. Este un work in process, deci durează ani, durează timp, durează investiția și necesită asociere. Asociere cu devotații. Eu chiar mă, mă imesc, deci tot timpul când aud pe devotați că de unde ai luat bârfa respectivă? Păi m-am asociat cu cutare, cutare de nu știu de unde. Dar de ce? Te asociezi cu cutare, cu, tare, cu tare, de nu știu de unde. Deci, știți, în fiecare clasă există studenți eminenți și studenți corigenți. Deci, vrei să fii eminent, te asociezi cu eminenții. Da? Ei îți dau bustul respectiv ca tu să înveți bine. Deci, în mod similar, în orice comunitate de devotați există devotații eminenți, deci care sunt hortăriți, sunt foarte dedicați procesul de învățare. Deci, ei sunt snic dar și, și ei vor să învețe. Și sunt devotații corigenți. Nu înseamnă că trebuie neapărat să ignorăm sau trebuie cumva să avem o atitudine proastă față de ei. Noi avem o, o, o relație cât de cât, dar relația noastră de la inimă la inimă este păstrată cu studenții, cu discipolii eminenți, discipolii care învață bine, pentru că atunci, asociindu-ne cu ei, noi primim inspirație și bustul ca și noi să devenim discipoli uh, eminenți. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult. Haideți să alocăm 5, maxim 10 minute pentru întrebări și răspunsuri, dacă sunt, și o să încheiem discuția de astăzi. Și duminica viitoare o să mai avem încă o lecție, probabil, sperăm, ca să fie ultima lecție din acest ciclu, și o să mai auzim două, două trei povestiri de la și la Proopada, tot de la Ghiririragea Svame, prin care dumnealui o să ne învețe anumite lucruri despre guru și sunt sau o relație dintre un guru autentic și un discipol autentic. Are cineva vreo întrebare? Ok, are Rada Arjuna, hai să le deam un microfon, Vigiana. Uh -huh. Bine. Mulțumesc foarte mult pentru lecție. Mi-a plăcut foarte mult, au fost multe descrieri. La unele au fost de la sine înțeles, adică cum să ne dăm seama cam unde, ce categorie am fi. Dar, de exemplu, la discipolii care sunt ca lemnul umed, ca și cărbunele sau ca benzina, mă gândesc că este important pentru că asta este condusiv pentru a deveni un snig, da, și 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 cum putem să ne dăm seama ce fel de discipoli suntem în cadrul acestei categorii. Uite la reacția ta în momentul în care Maestrul Spiritual sau discipolii seniori al maestrului spiritual sau orice devotat senior îți oferă un serviciu. Deci, uite la reacția, la prima ta reacție psihologică. Este ceva de gen, wow, mulțumesc foarte mult, Gurudev, deci într-o săptămână am făcut, deci într-o săptămână vă aduc lucrul respectiv sau fac serviciul respectiv. Sau eu pot să vă povestesc reacțiile devotaților de gen este, oh, Gurudev, da, nu, Gurdev, Overburn, scuze Gurdev, dar și așa, de deci am multe lucruri. Sau alte reacții de gen, da, da, desigur, desigur. Și după o săptămână sau după două sau după trei luni, tu trebuie să-l întrebi sau să o întrebi și ai făcut lucruri. Da, da, Gurdev, sigur, iarăși trece o săptămână, o lună, două și așa mai departe. Deci e ca să înțelegi. Deci cărbunele, da, sunt discipoli cu adevărat, sunt de devotați care primesc un serviciu, ei nu se incinerează instantaneu și ei spun am nevoie de timp să cu -cug cuget, să cu cuget puțin asupra instrucțiunii și vin cu un răspuns și spun. Deci sunt, sunt devotați de acest gen. Deci, iată, devotații care au Constituția, capă mai ales. Deci ei niciodată nu nu, 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 acceptă instantaneu. Ei au nevoie de timp. Dar ei, dacă acceptă lucrul, ei îl fac cu coadă. Și sunt devotați care uneori se înflăcărează foarte repede, dar se sting după, după o perioadă. De ce? Deci sunt, da, devotați ca cărbuni care ei nu se incinerează imediat, dar în momentul în care și-au luat avântul, ei deja își fac serviciile de, de, calitate. Și cei care de benzină, ca benzina ei au... Noi avem devotați de acest gen în comunitatea noastră. Deci le-am dat, le-am oferit anumite servicii și serviciile au fost făcute impecabil, deci mult mai frumos decât chiar te așteptai de la început. Și asta sunt devotații care sunt comparați ca benzina. Ei se înflăcărează imediat, ei au inteligență necesară pentru a-și investi toată inima sa, tot, tot sufletul sau în serviciu respectiv. Și serviciul iese foarte, foarte bine și care este o dovadă că serviciul a ieșit bine, devotații din jurul nostru sunt satisfăcuți. Maestru spiritual este satisfăcut. Mulțumesc foarte mult pentru detaliere. Cu mare drag. Arjuna? Mulțumesc frumos pentru lecție. Aș avea o întrebare în legătură cu acele instrucțiuni care se primesc și conțin în sine puterea de realizare prin binecuvântarea maestru spiritual. Uh, și am văzut că există două tipuri, instrucțiunile generale și cele personale. Cumva um, aș vrea să înțeleg mai bine procesul pentru cei care ar fi la început și cum ar putea ei să aplice niște instrucțiuni, neavând uh, un maestru spiritual sau pe cineva care să-i ghideze. Și în același timp, uh, dacă instrucțiunile generale conțin și ele o binecuvântare de realizare în sine sau ei trebuie să merite ca să ajungă la nivelul de instrucțiuni personale. Orice instrucțiune autentică care este bazată pe scripturile vedice, pe realizările predecesorilor maestri spirituali și pe realizările gurului, orice instrucțiune, fie tat calica, sarva calica, are putere spirituală în sine. Acum, de, devotații începători sau practicanții începători care nu neapărat încă au stabilit o relație personală cu un maestru spiritual, cu un Diksha guru, ei își obțină de postul său în și la Prabhupada, care fiind fondatorul uh, acestei mișcări și de asemenea fiind un reprezentant al succesiunii disciplice, el reprezintă un șic șaguru pentru toți devotații care se alătură la început. Deci noi, noi stabilim o relație cu și la Prabhupada la început, prin cărțile lui, prin instrucțiunile lui. Da, ele sunt generale, dar totuși noi stabilim o relație, o relație cu el. Deci în acest sens noi suntem conectați cu acest flow, da? cu, cum se traduce flow, e... cu, cu curentul, da, noi suntem conectați cu acest curent al guru, guru Parampara. Și modul în care noi în serios acceptăm acele instrucțiuni, sarva ca instrucțiuni generale, le aplicăm în viața noastră, noi ne purificăm și încet, încet, în inima noastră, apare dorința de a accepta ghidarea unui maestru spiritual cu care noi vom avea o relație personală. De aceea, în Hare Bhakti Vilasa ne aducem aminte, versetul spune, Kripa Ya Krishna Devasya, prin grația supremei personalității a divinității, Tad Bhakta Gyana Sangata, noi obținem o sanga, noi obținem asocierea cu alți, alți devotați. Și ce se întâmplă în asocierea cu azi devotați? Bacteri, Mahatmem Akarniam. Noi ascultăm gloria Bhakti, gloria serviciului devoțional. Devoțații ne inspiră să practicăm cunoașterea spirituală. Eu țin minte, acum șapte ani, când noi am început aici, centru, au venit niște persoane la, la, la lecțiile noastre. Cred că noi ne deja ne-am mutat aici, în, în sală plurivalentă. Și ei cumva, deci după, după, două sau după trei lecții, ei cumva, ei au avut așa o revelație, deci ei cumva au spus că, wow, Rada Govinda, deci, păi, dar de asta nu sunt doar lecții de filozofie, cu multă sunt scrită. Asta, dumneavoastră, oferiți și un proces, deci în spatele acestei filozofie e o școală, deci e un proces. Și eu cumva zâmbind, nu vreau să-i, cum spunem noi, să-i ard, da? nu vreau să-i sperii, da, e un proces, desigur, <laughs> dar cumva mi-a plăcut că om, om, omul, omul s-a prins și asta, asta fac devotații prin asocierea lor. Deci oferă cunoaștere, dar nu cunoaștere doar la nivel, hai să, cum Prabhupada spunea, Balcricina, tu ai tradus acel citat, filozofie în fotoliu. Filozof de fotoliu, deci devotații nu oferă doar filozofie de fotoliu, când stai așezat în fotoliu, Uh, bei un suc frumos, mai fumezi ceva și filozofezi despre viață, despre religie, despre spiritualitate, uh, este Dumnezeu, nu este Dumnezeu și dacă ar fi cum ar arăta și lucruri din astea. știți cum iubesc oamenii să facă. Devătați să oferă cunoaștere practică, deci cunoaștere care poate fi aplicată. Și iată, versetul spune, bacter, bacter a carne, Kripaya Krishna Devasyata, Bhakta Gyana Sangata, Bhaktir Mahatmyam Akarnyam. Deci Akarna înseamnă cu urechile noastre noi ascultăm această cunoaștere practică și ca rezultat Tadicham Sadguru bajet În inima apare aici, apare dorința de a accepta ghidarea unui maestru spiritual care o să ne feră Tad Kalika, instrucțiuni personale deja. Deci la început oricum începem cu instrucțiunile generale care vin prin devotație. Bine, dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Este târziu și e timpul să încheiem. O să ofer microfonul lui Amrita Ganga. Haideți să oferim o vârstă de aplauze pentru... pentru așa o lecție frumoasă. Și înainte să trecem la următoarea parte a programului...